În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te seleșluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează. Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Amin. Bună seara tuturor și bine ați venit la conferința ce se intitulează Mama, cetate nebiruită, o conferință organizată de Ascor Iași în colaborare cu Societatea Ortodoxă a Femeilor din România, filiala Iași. Această conferință are o temă specială pentru că o privește pe mama, pe cea care are cel mai mult grijă de noi, cea care ne poartă de grijă permanent și, în special, există o legătură foarte mare între acest anotimp al primăverii și ziua femeii, de aceea și luna martie a fost numită luna pentru viață. Această conferință cu o temă specială are un invitat special, pe maestrul Dan Puric, pe care nu-l vom prezenta pentru că ne va lua foarte mult din timpul conferinței, nu are nevoie de prezentări pentru că este cunoscut de către toată lumea. Este această conferință astăzi, în acest context al primăverii, al lunii pentru viață, dar și un context tulbure în lume, vrem să fie ca un cadou pentru toate doamnele, pentru toate mamele și un cadou dăruit din partea maestrului Dan Puric, din partea noastră organizatorilor, menționând faptul că prezența noastră în sală este una limitată, pentru că știm cu toții care sunt regulile, dar în același timp există o altă sală în incinta ansamblului metropolitan, de unde lumea ne privește. Pe această cale mulțumim celor de la Doxologia, pentru că vor transmite live această conferință și menționez faptul că maestrul Dan Puric este pentru a doua oară la conferința Ascor Iași. Ultima conferință a avut loc la Aula Magna Mihai Eminescu, unde a fost în sală 500 de persoane, iar pe live au urmărit 40.000 de persoane. Sperăm că și în acest mod, prin ajutorul celor de la Doxologia, colegilor, conferința va ajunge la mii și zeci de mii de persoane. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să veniți alături de noi și pentru că ați acceptat să faceți acest frumos cadou femeilor. Mulțumesc mult! Păi cum să nu faci un cadou, tocmai în vremurile astea de prigoană, așa? În primul rând, este decepționantă, cum să zic, atmosfera. Pentru că, nu știu, acum, suntem 99, cu mine sunt 100. Dacă e cineva în plus, ori pleacă el, ori plec eu. Știți că nu se ia coronavirusul decât de la 101. Sau jumate de om, care este... ce mi-aduc aminte, dom'le, cum lucrează Dumnezeu, că și asta e făcută... după părerea mea este rânduită, e mai clatin așa, e mai și cu șmechirii ăștia care au creat-o. Eram la, să vedeți ce asociație fac eu acum. Eu am avut un recital din ăsta de pantomimă cu care am făcut vreo 27 de țări ale lumii. Am mai fost și prin țară și la un moment dat am primit un telefon foarte neașteptat. Dumnezeu să-L odinească, preasfinția sa Damaschin. Și eu sunt episcop aici la Slobozia și știu că v-au chemat cu spectacolul, nu vreți să-l faceți în aer liber? Și bă, da, cum să nu zic, preasfinția asta? Da, la mine, față la catedrală. Eu am rămas, cum zice francezul, bușbec cu gura căscată. Cum să faci un spectacol de pantomimă față de singura catedrală din zona răsăriteană, unde a invitat un mim. Dar problema era, el nu știa ce fac eu acolo, dar Dumnezeu știa. Era un spectacol care începea pe zonele astea comice, teribile, performanță, step, dansul, era ceva. Dar ușor, ușor, gradual, el se ducea către zona dramatică și se încheia cu răstignirea lui Hristos. L-am făcut și cu Filarmonica din Bochum. Aia mai mult se uitau după mine când făceam... Era pe Adagio de Albinoni. Cine? Nu, el nu l-a văzut, dar pe semne ceva de sus i-a zis, pune-l acolo. Și ca atare, scenă ridicată, în spatele meu, biserica aia mare, catedrala care o făcuse el, Dumnezeu să o odihnească cu un om extraordinar, lumea adunată, vai de capul lor, nu știau aia ce înseamnă teatru. Mâncau semințe, manele, să moară mama, Viorico, vină cu acevi. Și adunau acolo cu mulți puradei, episcop în față. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că este determinant pentru zilele astea care le trăim,
s-ar putea să fie luni, pentru că cei care au provocat chestia asta e un plan, pe mai multe etape, până se distruge economic, sufletesc. Și atunci e un răspuns fantastic, domnule, al poporului român. Cum au venit, mai erau și țigănuși, și mai erau și semințari, nu știu, cu dovleci, cu manele, și cu manele, o înghețată, un crembuș pe jos, s-au umplut vreo 500 de locuri. Aia de la primărie stăteau și aia ca niște castraveți acolo în față, puși așa, cu limbajul lor de lemn, și se uitau la arătarea aia, la pantomimă, aia de la Ministerul Culturii, atât au creierul. Nici pantomimă, zic pantonină. Pantonină sau pantomilă, m-am mai întrebat dacă fac pantomilă. Și a început spectacolul. Și au început să se prindă. Era o inteligență românească neafectată. Ei nu aveau experiența teatrului ăsta. Era o inteligență, domnule. Aveau un creier de câine de tomberon rapid, care își dă seama, știi? Adulmecă. Eu zic, inteligență. Mi s-a mai întâmplat cu 6 bețivi la Călăraș. Atât s-a rămas sală. Venisem de la Sydney, din Australia, și mi-au zis, domnule, este festival la Călăraș. 7 bețivi. Ăia și-au dat seama 10 minute despre ce e vorba. Și mi-a dus unul o sacoșă cu caraj vii și mi-a zis să moară mama, ești actor antistres. Dom'le, e capacitatea de decodificare a românului, chiar era așa, de categorie mai joasă. Era fabuloasă. Da, spectacolul a mers, numai că în zona când intra dramatică, aveam o zonă dramatică unde evadam din comunism. A început un vânt de baragan. Periculos. A început să se întunece pe afară. Și când am început adagio de Albinoni, crucificarea lui Hristos, a început o ploaie. Dumnezeu, dar ce ploaie de bărăgan din aia verticală. Așa. Au fugit aia ca potârnichile. Rămăseseră 600 de scaune goale. Și am rămas... aveam așa un arlechin din ăla, cum se zice, de pânză și am zis pe ochii-tochii electricianului, mergi înainte, nu te opri. Și am înțeles și a spus canadian, a pus-o pe niște reflectoare, că le spărgeau ploaia, spărgea reflectoare. Știi cine a rămas? Episcop. Dom'le, parcă nici nu ploa. Stătea cu cârje așa. El se uita la spectacol. Avea ce treabă. Eu cu el. Ia prima manevră ca acum. Săracii s-au speriat și au fugit. Unde s-au ascuns? Sub niște castani, la blocuri. Domnule, și s-a întâmplat ceva fabulos care stă în gena acestui popor și se va întâmpla și acum cu nenorociții ăștia care fac teatru. Ăia s-a uitat toată, cum să zic, mulțimea aia, după ce o să la adăpost, ce a mai rămas? Instinctiv. Și când au văzut 600 de scaune goale și episcopul neclintit, le-a fost rușine, nu? Și s-a întâmplat un fenomen, au început să vină prin ploaie încet, încet, dar nu prin locurile alea, nu. În spate, că era catedrala cu coloane. Stăteau și tot publicul s-a adunat aici, mai ales că eu mergeam așa. Eu așa jucam ala. Era pe rotund totul. Și am făcut și semne episcopului să plece. Cu cârje a plecat încet, încet, printre aia. Și am terminat cu fundul la lume și cu fața la biserică. Dar lumea nu mai era acolo. Era în biserică toți. N-a aplaudat nimeni nimic, din mine ieșeau aburi pentru că erau ploaie torențială. Ieșeau aburi, domne. Era ploaie torențială. Și preasfinția sa de mașină zice, e, ți-ai făcut treaba, hai să bem o țuică. Vino cu aici. M-a băgat în mașină, mașina era o nenorocire. E poziția bisericii. N-a fugit. N-a fugit. Biserica a stat, ca și acum. Ei vor să... Ia stă. Biserica Ortodoxă este maica poporului român. N-am spus-o eu. Mihai Eminescu. Dacă maica a stat acolo, el sărac cu instinct, ca și acum, să nu moară, că îi dau ăștia virusul, că mai știu ce, porcăria asta internaționalistă. E unul care stă. Ăla era reprezentantul bisericii. În vârstă. A doua zi mi-a arătat, a făcut un... În contextul unei românii conduse de securiști ăștia amăriți, el făcuse spital, domnule. Făcuse spital pentru amăreții. El făcea pe metru pătrat. Nu s-a aflat la televizor că a făcut spital, sub nicio formă. Televizor se află toate porcările. Făcuse spital, gestionase cât pusese de bine biserica. El era poporul român. Și acolo, când maica stă nemișcată, acolo e axul.
Cum să vorbești despre mamă dacă nu încep cu Maica Domnului? Până ai cum? Cea mai mare suferință de pe suprafața Pământului, inimaginabilă suferință. Că toți suntem în Sfântul Post al Paștelui, este suferința Maicii Domnului. I s-a dat voie să vadă cum agonizează băiatul ei, pe care i-a născuse, i-a crescuse, i-a fusese martoră la minunile ei, se împărtășise din toate frumusețile copilului ei și acum se împărtășea, spun în Sfânt, din toate suferințele. Public! I s-a dat voie să asiste la agonie. Ca acum, aceiași care l-au crucificat pe Caiafa, aceiași crucifică popoarele. Problema este de atitudine. Maica Domnului a stat până la capăt să-i vadă agonia. Ea nu putea să facă nimic. El nu putea să facă nimic decât să o vadă din poziția aia cumplită. Și acolo s-a întâmplat un scurt circuit pentru omenire. În plin dezastru, în plin dezastru, bietul Hristos, între ghilimele zici bietul Hristos, era în plin dezastru. Lasă bătăile, biciul asta, trădat singur. Singurătatea Universului în fața unei umanități nerecunoscătoare, pentru că pe care El a răsplătit-o, cu mila Lui neomenească. Atunci s-a născut Eleos, mila. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Care au fost ultimele cuvinte înainte să zică gata, s-a terminat? A zis: femeie, iată fiul tău, iată mama ta. Din clipa aceea, noi am avut mamă. Neamul creștin care s-a născut un neam creștin, a avut mamă. Poporul acesta, din care fac parte cu mândrie și cu seninătate, tot timpul zice că Maica Domnului este grabnic ajutătoare. Ea este intermediara cea mai rapidă, cu forța cea mai mare asupra fiului ei. Maica Domnului îți asigură demnitatea vieții. Știți, e o predică teribilă a înaltului Bartolomeu Anania, minunea asta de om, care la un moment dat a spus că la nunta din Cana Galilei, amăriția pe acolo, nu aveau vin, domnule, s-a terminat vinul. Și ea a spus: nu mai e vin. Acolo încă n-a sosit timpul meu. Și ea, uitându-se înainte către el, a zis: faceți ce vi se va spune. Spune unul din mari teologi din secolul XIV, Nicolae Cabasila: a zdruncinat timpurile pe care Hristos le fixase. Încă n-a sosit timpul meu, dar mama i-a zis: acum e timpul. Vorbește preasfinția sa, Bartolomeu Anania, autoritatea Maicii Domnului pe care el o primește. Și din clipa aceea se face prima minune. Maica Domnului nu era interesată să mulțească alcoolul. Ea vrea să apere demnitatea nuntașilor, că se făceau de râs. Demnitatea lor. Vinul acela pe care zice la un moment dat acolo nașul: Doamne, e fantastic, tu ai dat vinul cel mai bun la urmă, că de regulă îl dai pe ăla cel mai bun la început și la sfârșit când se împartă îl dai pe ăla prost. La urmă, aia este viața creștinului. Noi începem toți viața asta stricăcios. La sfârșit trebuie să o terminăm îmbunătățiți. În ortodoxie, în creștinism, finalul contează. Și asemenea situații ca astăzi, cu papagalii ăștia care sunt în jur și creează seisme. Finalul contează. E așa cum stai. Acum câteva luni, doar să vă spun că este un exercițiu și proxenetismul ăsta internațional și național care se face acum, ciuma asta internațional, e un exercițiu. Că e real, că este, că nu este real, dacă vreți, e provocat, e real. Este un exercițiu. Ce faci în situația asta, dacă ești creștin? Ce faci?
te ferești de sfinți, ce faci? Că te vede copilul. Eram acum, am fost și eu pentru prima oară la Muntele Atos, m-a dus un părinte, m-a pus să pup toate moaștele, am pupat vreo 6.000 de moaște, dacă vă atingeți de mine, vă însfințiți. Intru în sinaxar automat. Deci m-a pus să pup. Bun. De acolo m-am întâlnit cu părintele Daniel. O lumină, domn. Băiatul actorului Octavian Cotescu, Dumnezeu să o odinească, o minune, un imens actor, mi-a fost rector. Și vă dați seama ce întâlnire a fost între mine și el. El cu 10 ani mai mic, ne aducem aminte de... Dom'le, ce credeți că îmi spune? Că noi vorbim acum de mamă. Și dumneavoastră nu aveți nevoie de conferințe. Eu am venit de la București printre carantine psihopate ca să mă întâlnesc cu dumneavoastră într-o mărturisire publică, nu să vă țin eu dumneavoastră conferințe. Dumneavoastră nu aveți nevoie de conferințe, aveți nevoie de o comuniune sufletească. Și eu am venit cu sufletul să vă spun nu ceea ce mi-explică papagalii ăștia, ci ceea ce cred. Poporul român n-a trăit prin ceea ce i s-a explicat, ci a dăinuit în ceea ce a crezut. Crezi în chestia asta? Aia te ține. Cum? Nu știu. Și vorbim cu el și cu părinte Daniel și la un moment dat eu zic, ce facem, părinte? Că situația este cumplită cu tineretul de aici. Au fost vânați săraci, li s-au luat sufletul, au fost plătiți, au fost băgați prin tot felul de formule din astea financiare. Nu știu nimic de tradiție, nu știu nimic de istorie, nu știu nimic de martiri. Și face revoluții cu ei pe SMS-uri. Poți să faci din astea la Xerox după alea americane. Au sloganuri, au, ei n-au nimic. Ei nu pot, ei vor să dea jos o conducere comunistă, dar nu știu ce să construiesc. Pentru că n-au rădăcini, au fost șterși cu din astea alternative, s-a lucrat imens asupra reeducării tineretului. Sunt noi, ca celule cancerigene, vesele că sunt noi, că ar că țesutul săraci. Sunt ai noștri, domne, mă doare inima. Nu se... Domnul Dănuț, se vor întoarce. Cum să se întoarcă, părinte? Când beau, se droghează, nu ascultă de nimic, sunt impertinenți. M-am enervat. Sunt așa, vorbind de marea masă, pentru că eu știu că în România sunt 10-15% tineri excepțional. Dar marea masă este luat. E vagabondaj internațional. Cum să se întoarcă așa ceva? La vatră, când nu mai niciun reper, nu mai organ de sensibilitate, dacă îi spui de Ștefan cel Mare, de Mihai Minescu, nu dau doi bani pe el. Este o reeducare prin postul de televiziune, prin un învățământ handicapat, tot felul de bestiole care au fost ministri învățământului, au făcut numai reformă, 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 reformă. Și săracul nu mai are nicio, este o reeducare la domeniul semnificației. Eu nu mai știu ce semnificație are un sfânt, un martir sau un voivod la noi. Domnul Dan, se vor întoarce. Părinte, vă rog să-mi spuneți și mie, care e argumentul dumneavoastră? Domnul Dan, aici în mănăstire, aici în Atos, puteți spune că e un caz. A venit un tânăr, acum vreo câțiva ani, avea 23 de ani, și plângând în hohote ne-a spus că el vrea să facă monah. Și zic, de ce? Eu între 18 ani și 23 am făcut toate relele. Am vândut copii, am vândut organe, am băut, m-am drogat, am vândut femei, am violat, am... Tot! Păi și cum vrei tu să te faci monah? Și că nu m-a biruit. Ce te-a biruit de ai venit aici? M-a biruit, părinte, nu mai pot, altfel mor. M-a biruit, m-a întors. Dar spune, de ce s-a întâmplat? Când eram copil de 5 ani, m-a lăsat mama acolo să dorm, m-am culcat și noaptea, nu știu, m-am trezit așa. Și pâși, pâși, pe întuneric, o căutam pe mama și am văzut ușa crăpată la cămăruța de vis-a-vis și am văzut-o pe mama în genunchi, cum se ruga la Maica Domnului. Peste asta nu pot să trec. M-a doborât. M-a întors. Tot timpul vedeam asta, în toate ticăloșile mele era ceva, la sfârșit care m-a apucat. Și atunci a zis părintele Daniel, domnul Dan, nu important ce fac ei acum, ci cum stăm noi, ca ei să aibă unde să se întoarcă. E momentul să stăm senini, așa, ca să aibă vieții unde altfel se rupe matca. Pentru mine, vedeți dumneavoastră, când vorbim de Maica Domnului, noi avem obiceiul să plasăm așa în timp destinul nostru ca popor român
E dublu. E destin hristic pe Golgotă, jertfă. Știți cum spunea Mihai Eminescu? Că și pe el au făcut praf la comandă internaționalistă. Toți ăștia care au creat virusul ăsta, l-au creat și cu virusul ăla cultural. Că Eminescu nu-i nimic, că antisemit, xenofob și să facă praf. Eminescu zicea, dragă Panule, vorbea cu George Panu, ce popor avem? Un șir neîntrerupt de martiri, martiri, martiri. Fără să știe săracul că și el va ajunge unul dintre martiri. Golgotă! Istoria acestui popor e o golgotă. Și ceea ce se întâmplă astăzi, tot o crucifigare este. O să vedeți, o să o trăiți. Cine credea, domne, în anii 1936, 35, 29, că din tinerii care se dau prin cafenele, mai mergeau prin bulevar, se duceau la teatru, vor ieși martiri? Nimeni, domne. Până a venit monstru comunist. Și din copilașul ăla, cine crede că acum din ăștia care stau pe YouTube, pe Facebook, asta e epoca, n-ai ce să le arunci pe fereastră, se vor ridica. Țineți minte ce vă spun, se vor ridica. Este atât de puternic genomul creștin în poporul ăsta. De asta este și lupta îngrozitoare. Este destin hristic și la acest popor este și destin al Maicii Domnului. Și acum vi-l explic. Uite că am apă aici, îmi cer scuze. Maica Domnului i s-a dat oportunitatea, între ghilimele, să vadă agonia copilului ei. Cui i s-a mai dat oportunitatea asta? În toată istoria martirologiei. Lui Marica Brâncoveanu. Din Turn, să vadă cum soțul ei, tatăl copiilor, domnitorul țării, este decapitat. Și mai mult decât atât, și băieții ei. Există în istoria martirologiei Salomea, mama fraților Macabei, cu bestiola aia de Antioch. Întotdeauna apare câte o bestie în istorie, cum sunt și ăștia. Tot bestii sunt, bestii istorice. Care... Și ăla scuipa pe templu. Și Salomea își crescuse copii, 7 frați Macabei, și toți în față îi spun lui ăla că e un ticălos. Și îi mutilează. Și la urmă se aruncă în foc. Ia! Ăsta este martirajul Vechiului Testament. Aici nu i s-a dat șansa Maicii Domnului să se arunce în foc. Și nici lui Marica Brâncoveanu. Ci într-un ocean de infinită durere. De aici începe creștinismul adevărat. Execuția lui Brâncoveanu a durat un sfert de oră. Atât. Cei care au venit erau tot din Uniunea Europeană. Francia, Bretania, pe urmă era ortodoxi, Rusia, pe urmă era Republica Veneția. Știți ce au scris după decapitare revistele occidentale? Și asta nu spun ca să vă crezi mai un resentiment față de Occident. Na! Săraci sunt cei mai chinuiți astăzi. E vorba de cinismul claselor conducătoare. Știți ce au scris? Nu au scris despre martirajul lui Brâncoveanu, despre averea lui. Cam cum fac găinare ăștia pe la televiziune. Ei, când e aglomerație în aeroport, că se întorceau săraci, distruși, așa, el zicea că, să zicem aici, uitați cât de necivilizați sunt ăștia, cum se împing, și el, săracul, făcea știre din suferința românului plecat. El făcea știre, că așa a fost învățat la CNN, la BBC, el făcea știre, domnule. Dacă mergea după ăla, familia era terminată cu tirul, a intrat un tir într-o mașină și ăla a întins, săracul ducea cu targa și aia... Coțofana aia zice, știți că va muri toată familia, ce părere aveți? Da, domne, este uluitor. Ea vrea să facă știre. Fiți foarte atenți că diseară vă uitați la mutanții ăștia, domne, care vă bagă panică, vă bagă tot. Ăștia fac știri din orice. Ăștia sunt pe dincolo de ceea ce înseamnă tezaurul ăsta sufletesc al omului. Sultanul, după execuție, i-a invitat să mănânce pe reprezentanții și au mâncat. La Ialta, când au vândut pe un bilețel la ruși, a fost mare cocktail și au mâncat. Bănuiesc că o să mănânce și acum. Există niște scurt circuite în istorie definitive. Cum a fost acesta al lui Iisus. Iată mama ta.
o omenire din clipa aceea a avut mama. Cu fața țintă spre Iisus, zice Sfântul Apostol Pavel, doamna Marica Brâncoveanu, sau Maria Brâncoveanu, cum a fost preluată mai târziu cu fetele, din turn, i s-a dat această șansă să vadă acum execuția lui Brâncoveanu. De ce v-am spus că este destin hristic și este destin de Maica Domnului, acestui popor? Fără să vrem, noi suntem străbătuți. Poate să uite cineva această tragedie? Poți să uite nimeni. Biserica o pomenește tot timpul. De asta e biserica. Ea nu reamintește istorica, e altceva. Reamintirea istorică este altceva. Când ești la veșnica pomenire și a aprins lumânarea, în fracțiuni de secundă tu ești străbătut de cel care nu mai este, de mama ta, poate de sora ta, de soția ta, de bunica ta. E străbătut. Ești străbătut. De aia zicea Nicolae Iorga, profesorul, odată cu tine mai mor încă o dată toți morții tăi. Sau poți să zici, eu parafrazându-l pot să zic, odată cu tine mai trăiesc încă o dată toți morții tăi. Să fiți foarte atenți la lucrurile acestea care sunt intangibile și care de fapt au o prezență mult mai mare decât cele tangibile. Cel mic, Matei, cronicarii spun că avea 11 ani, un copilaș, când a văzut dezastru, când l-a decapitat pe Ionache Văcărescu. Vă dați seama că cuvântul spaimă e mic. A căzut în genunchi și a zis gâdelui, dacă iertarea ta depinde de faptul că eu să trec la credința ta, eu trec. Deci copilașul a clăcat că era un copil. Și Brâncoveanu a făcut un gest. Știți? Sfântul Atanasie cel Mare, Hristos n-a murit pentru eu, Domn. Pentru alții. Alții l-au condamnat la moarte și condamnându-l, el i-a iertat. Și atunci Sfântul Nectare din Eghina zice, când se naște jertfa? Când sufletul ordonă trupului să moară pentru valori mai mari decât viața lui. Care erau valorile mai mari ale lui Brâncoveanu? Copiii. Care erau valorile mai mari decât copiii pentru Brâncoveanu? Credința poporului. Și atunci se duce la copilaș și spune, din sângele nostru, nimeni nu a renunțat la credința creștină. Dacă s-ar putea să mor de sute de ori, dar să nu-ți renegi credința strămoșească pentru câțiva ani mai mult în lumea asta. Atunci e o barieră. Copilul putea să zică, lasă-mă în pace pentru că este spaimă biologică și cu așa ceva nu te pui, cum o să vedeți acum în România, se va crea spaimă biologică și el s-a întâmplat ceva, deoarece tatălui a stat așa. Știți cum a zis Eminescu? Viitorul umbra. V-am adus cărți cu mama mea. Așa. Nu se vână, nu așa. Am adus carte cu Să fiu român. Ca să citiți, nu chestii teologice. Atitudini. Superbe. Viitorul umbra. Și Puștiu s-a întors în clipa aia la gâde și a zis, lovește, vreau să mor creștin. Dacă dumneavoastră îmi puteți explica în termeni biologici, medicali, psihologici, cum s-a întâmplat de clicul ăsta, nu să aveți nicio șansă. Și l-au decapitat. Stați tari, fiii mei, fiii mei. Sigur că Marica Cantacuzino nu putea să audă de la distanța aia ce se întâmpla. Dar ăștia din tribuna aia ce erau acolo în fața seraiului au auzit. De aia s-a scris. Sultanul să-i dea, noi vorbim acum de mamă. Vă dați seama că dincolo, știți de ce vă spun chestia asta? Ce mi-au zis mie toți foștii deținuți politici, nimeni nu scrie în istoriile astea de gunoi care sunt acum despre deținuții politici. Și mi-a zis, domnul Dan, nu noi suntem martiri, femeile noastre. Nu știau cât stăm, dacă am murit, dacă suntem vii. Unele ne făceau colivă, morminte, imaginare. Au stat 5 ani, 10 ani, 15, 25 de ani. Mamele lor îi așteptau acasă. O tragedie imensă.
bestiolele astea care încă mai sunt pe la suprafață, le trimiteau hainele, cum a fost cu Ion Ianolide după atâția ani. Sora lui Valeriu Gafencu l-a așteptat, nu știu, 17 ani și a trimis hainele cu un an înainte, zic că a murit. Și familia a zis, mărită-te. Ea s-a măritat după 18 ani și după un an s-au întâlnit pe stradă. Vă puteți da seama, zice Ion Ianolide, scrie acolo, privirea mea spre iubita mea și nu mai puteam face nimic. Au făcut, o să mai facă. O să mai facă. Viața aceasta a fost făcută de bunul Dumnezeu, Grigorie Palama spune. Nu se există așa. Viața aceasta a fost făcută ca ei să fie fericiți. De asta a fost trimis Hristos. Omul fără Dumnezeu face ce fac ăștia astăzi. O înrăutățesc, o fac oribilă. Hristos a venit pe pământ să o facă frumoasă. Asta este ținta. Dacă uitați la marii sfinți, la Sfântul Maxim Mărturisitorul, scopul final a fost ca oamenii să fie fericiți. Nu ce fac ăștia acum. Și mă întorc la Brâncoveanu. În clipa în care, deci, mama stă, soția, doamna țării și mama copiilor stă și vede. Acolo se întâmplă lucrul acest. Sultanul îi spune, îți dau domnia înapoi dacă tu treci, dacă tu treci la religia noastră. Și atunci el face o întoarcere. Este întoarcerea teribilă în istoria acestui popor. Așa, cam trebuie făcut și acum. Acolo era sultanul, doi bani n-a dat el. Pă. Și s-a uitat la copii. Fiii mei, fiii mei, toate averile de pe acest pământ și încă atâtea altele am pierdut. Să nu ne pierdem sufletele. Stați tari, bărbătește, fiți atenți acum, și nu băgați seama la moarte. Și uitați-vă la Domnul nostru Iisus Hristos, cât a îndurat pentru noi și ce moarte de ocară a avut. Într-o credință aceasta pravoslavnică, să nu vă clătinați pentru viața și lumea asta. Doi bani a dat. Stați tari, bărbătește și nu băgați seama la moarte. Ci uitați-vă la Domnul Mântuitor. Doamne, este fabuloasă. Nu s-o găsiți în istoria martirologiei așa ceva. Acolo este toată atitudinea acestui neam încreștinat profund. Și atunci, cum să te desparți? De ce s-a făcut efortul fantastic să-l despartă pe om de istorie? Ca să nu mai aibă reperul demnității acestui lucru. Eu vă spun acum, eu sunt copil de medici. Fratele meu medic, cumnat anestezistă, unchiul meu medic, verișoarea mea biolog. Și îmi spunea la 92 de ani, Dumnezeu îmi zice, cum îi văd pe jimechere ăștia cu virusul, îmi vine cuvântul ăla lui Marin Sorescu, hai la sobaltă. Dar e simplu, da, vor crea victime. Gândiți-vă ca autoritate, într-o perioadă de confuzie, acum vorbim medical, gândiți-vă că la granița acestei țări ar fi fost Victor Babeș. În două minute să clarifică. Sau Ion Cantacuzino. Îl numește paznic. Așa cum la granița acestei țări, știți cum spunea bietul, între ghilimele, Bartolomeu Anania, noi vrem să intrăm în Europa, dar nu în Sodoma și Gomora. Era paznic. Dom'le, era paznic, era câine ciobănesc. Eu am fost la el în birou, m-a vrut să mă cunoască ce eram eu. Un puric. Un puric, am fost și un puric. Ține-a mea până lângă partea unui și a zis să vină la mine. Și am intrat, nici nu vai de cap, am acum vreo 10 ani. Și era calculator. Zic că Dănuț, nu, a zis, binecuvântat să fii numele, nici pomeneală. Zic, Dănuț, m-a făcut nepot, brusc. Zic că mai așteptă puțin când scriu memorie aici. Măicuță, dă-i un ceai, ce ai vrei? Zic, domnule, de tei așa. Și am rămas ca prostul cu ceai în mână, el era de o febrilitate tinerească, fantastică, îți crea memoriile. Și la un moment dat, eu cu ceaiul ăla, după 5 minute, așa zic, ce facem la preasfinția voastră? Că nenorociții ăștia au pus mâna pe țară și se distruge. Trebuie să facem ceva. Când? El n-a zis cu binecuvântarea Dumnezeu să așteptăm că nu e oportun, că acum implementarea. A zis când? Ăsta e românul. Când m-a dus
la altar acolo, mi-a dat și acum o icoană acasă, am văzut o ladă, Domnul. O ladă cu niște bocanci rupți, nenorociți. O ladă veche, zic, nu are prea Sfinția voastră, se uită cineva, ghetele. Nu, nu, nu. Sunt bocancii mei de la Iud, din pușcărie, că m-au încălțat și m-au bătut cu ranga de fier pe picior. Pe tălpi sunt s-au umflat, am mers 3 luni în coate. Și i-am păstrat ca să mă zmerească, că acum sunt mitropolit, să-mi aduc aminte. Ce ziceți dumneavoastră de omul ăsta? Și atunci, știți cum a zis Ion Ianolide, eu am crezut că a crezut mama. Iar mama a crezut că a crezut bunica. În cartea care v-am adus-o să fiu român, vorbește și de bunica. Era moldoveancă, de la Fălșiu. Da, era genial. Și acolo e un capitol. Marx, Engels și mămăica. Tovarășul Marx și tovarășul Engels spun ca și moștenitorilor acum, poporul român, v-am dat extras, trebuie extirpat din istorie. Pentru că are atitudine contrarevoluționară. Bunica mea, moldoveancă, n-a zis așa ceva. Capitolul este fabulos. Pentru că ea se comporta în viață cu tot genomul poporului român. Eu vă dau un exemplu. Bunica, mama. Dom'le, catehizarea mea, credeți că s-a dus așa cu... Nu, dom'le. M-a luat de mână, aveam 4 ani jumătate, 5 ani și m-a dus într-o noapte de Paște. Eu ce știam, dom'le? Cu lumânarea acolo și înghesuit eram cu capul numai funduri, burți, mic acolo. Și la un moment dat a zis, se dă lumină. Asta mi-aduc aminte. Fiți azi, imaginea asta. Imagini care nu se uită. Cum zicea Bergson, des imagini manant. Nu le uiți! Eu n-am suit noaptea aceea, prima mea noapte de Paști cu bunica, cu lumânarea așa de lumină, și bunica mea, moldoveancă din asta luptătoare, cu lumânarea acolo, fără să vrea, i-a dat puțin foc la o cucoană la păr. Și zice, cucoană, stinge lumina. Nu pot că e sfântă. Fii atent. Dom'le, genială, dom'le. Tipa absolut genială. Nu pot că e sfântă. După care, ce credeți, dom'le? Pe argumentul ăsta s-au împrietenit, dom'le. Aia nu se zică, lasă-mă, dom'le, în pace, mie. Aia așa, așa, așa. A văzut cu ce are de fapt. Ce s-a întâmplat? Între ele două, eu fiind aici, eram sub puric atunci, între ele două a început un schimb. Dar din ăsta, dom'le, de pomenire, ce că este pentru fratele meu care era pe front și a murit săracul, a fost 5 ani la ruși, l-au închis și comuniști și a zicea și la mine, Doamne, și eu nu știam cine sunt comuniști. Eu nu știam cu rușii, cu sovieti, dar deasupra mea era istoria. Dar nu erau profesori academicieni, erau două femei care pomeneau. Și așa inima mea se împlinea cu istoria poporului. Pentru că erau informații cu suferință. Și că, vai de mine, cum a venit slab săracul. Și eu acum, ele aprindeau, Dumnezeu. Există momente să fiți foarte atenți. Cred că prin 93 eram, eu făceam baruri de noapte, ca să existe, făceam pantomilă. Pe la bețivi, prostituate, toți ăștia care mai conduc, ăia mâncau și dădeau banii. Cine credeți că se distrau pe spatele poporului român? Cine credeți că? Cine se distrează și acum? N-a zis că e de Paște, plec în Dubai? Unde duci? În Dubai, mă, ce să... Unde ai fost? În Caraibe. Și știți, la el săracul mitocanul român care a pus mâna pe bani. Și eram distrus sufletește că mama stătea acasă cu o pensie, mama mea, 2 specialități de medicină și spunea, dragul mamii, nemenici ăștia o să-mi ia și pensia după o viață de om. Mama! Barul de cât câștig, băi, de capul meu, să mă întrețin soția, copilul, mama, tata în vârstă, fratele șomer, vai de capul meu. Și eram rupt sufletește și am nimerit, vai de capul meu, cred că 92, la biserica de la Piața Muncii, e ridicată de Mareșalul Antonescu și de un sfânt, părinte, Constantin Sârbu. Unchi meu a fost la el la predică. Unchi meu are 83 de ani. Când a fost la predică la Constantin Sârbu, avea vreo 6 ani. Și fiți atenți ce a reținut din predică. Apropo, de cum lucrează biserica, cea adevărată, cea sfântă, zice Bismarck, cancelarul de fier. Inspecta armată. Era un fel de NATO, că era armată internațională. Și la un moment dat, zice tu, în față. Ce ești? Excelență, sunt
polonez. Spunem Tatăl nostru. În picioare, armată germană, în germană, Tatăl nostru. Acum spunem în poloneză, în genunchi. Și a zis, în genunchi, în poloneză. Și că de ce mi-ai spus în genunchi, în poloneză? Așa m-a învățat mama. Asta mi-a zis unchiul la 81 de ani. Vă dați seama câți ani au trecut? Aia este toată identitatea. Așa m-a învățat mama. Mama! Părintele Teofil Păreanu. Dom'le, avem 5 ani, 6 ani. Tot mi se spunea că Hristos a înviat. Nu credeam. Până când a venit mama cu ou și a zis, Hristos a înviat. În clipa aia... Deci este un alt canal de... Nu a zis, băi, băi, uite care-i povestea. Fiind Hristos a... Nu, a zis, Hristos a înviat. Maica Domnului este o minune. Minunea nu se cercetează. Minunea o crezi. Toți care au murit pe front, știți că le citea în tranșeu, care era un fel de cimitir, avant la letră, le citea și patimile Mântuitorului. Și călindarul sătesc ca să știe care e Sfântul în ziua în care e mor. Ne apropiem de acest destin al nostru. În al doilea război mondial, cineva a avut sublima idee să strângă o parte din corespondență dintre ostașii de pe front și părinți. De regulă, corespondența era mama cu copil. Cred că în al preasfinția sa, Teofan, mi-a dat cartea. E vorba de un ziarist moldovan, îl cheam moldovanul, din perioada interbelică. Îmi vine în minte acum numele întreg, important și sensibil om. Scrisorile. Dragul mami, cu nădejde în Dumnezeu, te așteptăm să vii acasă. Ne rugăm la Maicuța Domnului ca tu să te întorci. Dragă mamă, aici de pe front, unde luptăm cu Fiara Roșie, ne rugăm Bunului Dumnezeu să nu luăm nimic ce nu este al nostru, dar să învingă Hristos și să avem o țară sfântă. Dragul mami, aici bunicul a murit, eu cu taică tu te așteptăm și ne topim de dor. Scrisoare. Copilul dumneavoastră a murit la Stalingrad. Și atunci vezi. Știți că pe acest popor s-a născut dorul. Dorul este intraductibil. Dorul nu este nostalgia. Dimensiunea aceasta a mamei, nu putem descifra. Cum zicea Paul Evdokimov, noi trăim, noi, nu noi trăim taina, taina ne trăiește. Eu eram cu 40 de țări le-am făcut, domne. Și mă duceam la mama, ziceam, mamă, știi ce succes am avut la New York? Zic că am avut, și zicea, dragul mamei, dă-l încolo de succes, bine că te-ai întors sănătos acasă, că am aprins 1000 de lumânări la 1000 de sfinți. Ia, maternitatea, reflexul. Eu când am făcut tot așa un oameni show la București, erau sala plină cu francezi, englezi, și am invitat pe prieteni, mai știu ce, și aveam pe muzică vreo 10-15 minute, după care aveam un număr pe mut. Eram transpirat, eram... Dom'le, s-a auzit un glas din primul rând. Zice, nu vine nimeni să-l ajute pe băiatul ăsta. Era mama. Ea vedea prin, m-ați înțeles? Ea vede prin, nu se lasă dusă de social de asta, este acea dimensiune pe care noi nu o putem descifra. Vedeți, îmi aduc aminte de raportul mamă-copil, este unul atât de sfânt, e atât pe cât este de tainic, pentru că mama te naște, ea riscă, ea este o jertfă. Este o jertfă, poate să moară. Dar aia, pe urmă, te crește, ceea ce este și mai greu. Ea este responsabilă. Eu, dacă acum ar fi trăit mama, mi-ar fi zis, dragul, mama, ai grijă să nu te duci, să nu dea virusul ăla peste tine. Începuse războiul ăla. Eu m-am vis pe papagale ăștia pe la radio. Începuse războiul ăla cu Saddam Hussein. Și-au băgat tot, că atunci era primul exercițiu de teroare.
că dă bomba chimică. Și mama m-a sunat din drumul meu, dragul, mami, nu te mai duc la teatru, dă nebunul la o bombă chimică. Zic, exact la Teatrul Național, de la cabina așa s-am vorbit eu. Stai liniștit. Până când a apărut un plutonier gras, ca așa cum abia încăpea pe televizor și a zis, în caz de atac chimic, cetățenii din România sunt rugați să țină o batistă la gură. Că așa mai văd cu batiste, cu chestii. Nu prea mor oamenii de la virusul ăsta, mor anumită categorie, se moare. Dar restul e bine să facă panică, știi? E bun. Și s-a potolit. A fost problema cu bomba chimică, s-a potolit. Mutație în educația tineretului. Eu îi aduceam lui mama mâncare, îi aduceam bani. Zice, cum dragul mami, mi-aduci tu mie mâncare? Păi nu ești mama mea. Și m-a trăznit cum răspuns. Păi da, aici am bloc, toți tinerii stau și așteaptă să le ia garsonierele. Ea a avut dreptate. Pe urmă am văzut lucrul ăsta. Ea a avut dreptate. Deci eu nu vedeam, eu munceam, eu lucram. Știți, avea înaltul Antonie Plămădeală o predică teribilă. Mama, un copil excepțional, se căsătorește cu o fată, Nora nu se împăca cu mama. Și Nora era de proastă calitate, dar copilul o iubea, era îndrăgostit. Și tot timpul îi spunea, nu, maică ta ne face probleme, trebuie să scap de ea, până când l-am veninat, l-am fășurat. Și a zis, l-a convins să o omoare. Și o iei în căruță și o duci. Este superbă predica, povestea. Și într-o zi a zis, uite, mamă, să mergem undeva. Da, mergem, a zis mama. Mergem în pădure, mai pânserat, s-a întunecat și el zice, hai, dă-te jos, că vreau să spun ceva. Și zice, mai lasă-mă puțin. Să mergem puțin mai încolo. A, bine, mai am mers după o oră, este mai întuneric, și zice, uite aici, vreau să spun ceva. Te rog eu, încă puțin mai lasă-mă. S-a dus, s-a făcut întuneric și atunci s-a dat jos mama din căruță și a zis, acum poți să o faci, că aici nu te vede nimeni. Asta e secretul. Știți că când au bătut pe Petre Țuțea gunoaiele securității românești, care încă sunt pe la conducerea țării, l-au dat cu capul de calorifer, dumne, un om de 90 de ani. Și l-au întrebat, ce? Era în spital, domnule, era bătut. Un om, că el săracul mărturisea, el era român, adevărat. El credea, pentru el România era ca o rugăciune. Și decepțiile care au avut față de acest popor sunt decepțiile unui crucificat. Și zice, ce spuneți de tineri ăștia care v-au bătut? Păi ești plătiți, da, seama. Și vreți să vă răzbunați, să-i dați? Nu, le zic o poveste. Era un copilaj mic și într-o seară visează o zână și se îndrăgostește de ea. Și mai visează o dată și încă o dată și zâna îi zice, dacă mă iubești cu adevărat, smulge inima din piepta mamei tale. Și adu-mi-o mie. Și zice că într-o noapte copilul ăsta a făcut în timp ce dormea mama, i-a smuls și a alergat cu inima aia așa. Și la un moment dat se împiedică și aude o voce. Ai grijă să nu te lovești, dragul mami. Asta a zis Petre Țuțea pentru ea care a lovit. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Și atunci aveți unda de șoc târzie a creștinismului în acest neam. Nu luați lucrul acesta ca pe o chestie depărtată, mitologică, este acum și aici. Era o poveste din asta mai contemporaneizată, așa cu un băiat care lucra la o multinațională, excepțional copilul, și tânăr și la un moment dat moare. Și colegii află că a ajuns în iad. Și se duc la porțile iadului să spună, am venit să-l scoatem, să-l ducem în rai, că noi... Diavolul a zis, cu ce te veniți voi aici? Afară. Și atunci aia s-a întors și a vorbit cu directorul, cu managerul. Și a venit autoritatea, domnul, cunosc, lucrează de 5 ani la noi, este, vă rog să dați drumul. Și a zis, cine ești tu? Afară. A venit cu episcop. Domnule, știu că a fost în biserică, cine ești tu? Afară. Și după 2 luni a văzut o bătrânică, o pensionară care intra în iad și nu întreba nimeni. Era mama. Mama intră în iad. După copil. Poate să fie criminal, poate să fie... Ea se duce.
este forța aceasta. Pe mine, la un moment dat, m-au acuzat că sunt, mă acuză de toate feluri, pentru că trebuie, n-ai cum. Că sunt omul rușilor, că cu Dugin, da, am avut o întâlnire cu Alexandru Dugin, nu eram, nu mai erau mulți, mai mulți acolo, și când s-a întors în Rusia, i-au spart hackerii ăla și au zis creierul Dan Puric și m-a invitat, există la televizor emisiunea cu Cătălin Striblea 2015, uitați, este spart ăsta, sunteți agent KGB. Și zic, e adevărat, sunt agenda EKG. Discuția care am avut-o cu domnul Dugin. Și îmi spunea de euroasianismul, de a patra ideologie cu România, cu toți să intrăm. Și am zis, domnul Dugin, aici la noi, săracii ăștia, securiștii care ne ascultă, ei nu știu că omul poate să fie liber. Eu pot să vorbesc și cu un cerșetor și cu papa, să nu vă fie frică. Domnul Dugin, când România gemea de închisori, cu oameni nevinovați, un biet preot a ieșit în față, acolo la altar și a zis, fraților, ideologiile nu sunt bune, că n-au mamă. Uitați ce fac ăștia acum, ideologii. Ideologii, dom'le. Ei trebuie să, cum să zic, să înlocuiască, de fapt, ce se întâmplă cu poporul român. Ei vor să ne despartă de ceea ce ne-a dat Domnul Iisus. Iată mama ta. Să ne despartă de mamă. Maica poporului român e Biserica Ortodoxă. Să oblige pe patriarh să închidă biserici, să dea, strâng derbedei. Problema lor nu lasă șocul economic, dar trebuie să strângă, să te despartă. Dom'le, uitați cum e, fac o mică paralelă așa. Eu nu sunt specialist în fizică cuantică, dar îmi place ideea aia extraordinară și nu zic ca pe o speculație, este o realitate fizică. Dumneavoastră nu aveți nevoie de fizică cuantică și dumneavoastră nu aveți nevoie de demonstrație fizică ca să credeți. Știți că demonstrația, diferența între ăla de la BBC care caută grupa sanguină a lui Hristos pe lemn și o băbuță de aici care sărută lemnul fără examen hematologic e imensă. Aia are credință, ăla săracu este un rătăcit. Se numește stări inseparabile în sisteme separate. La nivel macrocosmic, dacă ai două obiecte, ele cu cât le depărtezi, energia de atracție între ele scade. Nu se întâmplă același lucru la nivel atomic și subatomic. Două particule care au fost așa, au interacționat, poți să le pui pe o galaxie, că ele se atrag. În clipa în care ai fost așa, în dragoste, domne, știi, depărtarea pentru dragoste e ca vântul pentru foc. Pe cel mic îl stinge, pe cel mare îl aprinde și mai tare. Vor să te despart. Și o să observați că cu cât vor încerca să ne despartă, forța de atracție este imensă. În toate pușcările comuniste asta s-a încercat. Știți că la Pitești îi punea să blasfemieze pe liturghie, pe tot. O făceau în termeni, îi puneau, îi împărtășea cu fecale, cu astea, m-ați înțeles? Erau tineri, studenți săraci de ei. Majoritatea au nebunit. Solzhenitsyn ne-a zis, la noi nu s-a întâmplat așa ceva. E în pușcă. Când te împușcă, te împușcă. Dacă îmi vrea să schimbe sinea, cum au reușit să schimbe pe aici, prin România, cum am văzut eu cu spray scris pe biserică, niște porcării, de tine români. Săraci, săraci, te rugi. De-aia spun, e foarte important cum stai. Există și mame degenerate. Există, cum să zic, ia gândiți-vă că ce se atacă acum în România. Se atacă femeia, pentru că femeia ține neamul. V-ați gândit vreodată că identitatea femeii, identitatea diferențială, antropologică, creștină între bărbat și femeie, este atacat? Când degenerații ăștia vor să facă educație cu transgender de la copii de clasa 1-a și a 2-a, vă dați seama ce se întâmplă în sufletul ăsta? Sunt niște degenerați, trădători de țară, bun, nu vreau că mă aprind și mie milă, mă rog pentru ei. Mă rog pentru ei, pentru copiii lor, ce o să întâmple. Cum să faci, mă, separația asta? Când, de fapt, este atacată demnitatea mamei. Când ai atacat familia, ai atacat mama. Femeia ține, duce neamul mai departe, ei cu căminul. Nu se poate, cum să zic, jongla pe ideea de familie dacă nu este mamă, tată. Dacă nu este această pereche care se strânge într-un trup. Nu are cum. Uite că se face. Se face atac medical. Când zici că e mamă surogat, care este împotriva firii,
Nu mai spun că au fost niște derbedei de la un partid care au zis că Maica Domnului este Maica surogă, este mamă surogă. Niște derbedei, cu bani grei, săraci. Ce-or fi zicând mamele lor, Domnule? Era la televizor că poporul român, că Maica Domnului, el nici nu știe ce înseamnă Maica surogat. Mamă surogat. El, dacă vă gândiți că mai țin conferințe la medici și vorbesc de deontologie medicală, dar la fertilizarea in vitro, când există extra embrion, știți ce se face? Se poate face fertilizare in vitro, s-a ajuns bun. Dar când este extra embrion, adică ai embrion mai mult, îi ucid, îi vând, vă dați seama? Adică, sau fac experiment. Și doctorii britanici spun, prelevarea de embrion s-o faceți până în 15 zile. Că după 15 zile începe sistemul nervos și simte. Dobitocul crede că sistemul nervos e viață. Păi băi, e de la procreație, de la concepere. De atunci este viață, nu de când apare sistemul nervos. Sistemul nervos este o manifestare fiziologică a vieții. Luați oricare părinte de aici și o să spună, domne, e procreație. El mai zice și de reproducere. Bă, reproducerea o faceți voi în partide, în scizii paritate. Vă tai în două și tot aceia sunteți. Nu este reproducere, este procreație. 1 cu 2 fac 3 și 3 nu e egal 1 plus 2. Este 1 plus 2 plus încă ceva. Nu știu că îl văd pe la micul băci că s-a tras la bunică, la unchiul. Se duce neam undeva, ăla pleacă. E o taină. Omul e o taină. Aia lui Petrețuțea, când stătea doctorița, îi lua tensiunea, zice, lăsați asta, doamnă doctor. Mie să-mi spuneți de unde vin și încotro mă duc. Atunci, vedeți dumneavoastră ce ochi ai. Și eu am fost în diasporă, le-am vorbit la oameni și am văzut altceva decât văd micile jigodii de la noi, populație handicapată și populație handicapată și predispusă să vadă oribilitatea. Eu n-am văzut asta. I-am văzut pe biții români cum veneau cu icoane în sacoșe și în sala de sport le lipeau, le puneau catâlele de la voie, 3 ore, să se roage. Le-am văzut mâine crăpate, am văzut bunici aduse de aici care să aibă grijă de copii, am văzut tristețea din ochii mamelor de acolo, am văzut familii rupte. Gândiți-vă că în România s-a făcut atac asupra familiei. Acum 10 ani erau 11.000 de familii despărțite în Iași, fără copii. Adică cu copiii lăsați aici și plecați dincolo. Asta e o traumă care se face. El lași copilul aici, te duce în sănătate de foame să lucrezi, ăla cum crește aiurea, se face un mare orfelinat din poporul ăsta. Au făcut tot ce este diavolește posibil să-l distrugă. Știi că la Basarabeni, când i-a rusificat, le-a scos limba din biserici. Eu când am fost acum în Ucraina, în cenut, și am văzut, nu știam unde să mă rog, că erau mai sfinți în ucrainiană. Le-au dat numai sfinți ruși, le-a scos limba să se roage în rusești. Săracul pastor Amen, mie ziceam, poetul Nicolae de Abija, m-a dus la un copac în pădure, ce uite, ăsta e prietenul meu, ce este jar, da. Lui spuneam poezii cu Eminescu. Păi dar nu, băi nu, că mi-e frică, m-a fost frică să mă areseze. Când eram mic aici, m-a zis bunica, să-i zic lui. O să facă liturghie online, foarte bine că o fac. Știți că mămârlanii aia din zona Petroșenului, care sunt daci, ăla când nu putea să coboare cu stâna, se spovedea la copac, știați? Și făceau, îl cresta. Și dacă creștea creanga din loc, îl ierta. Dacă nu, înseamnă că era păcătos. Dar vă dați seama câte credință, așa e neamul nostru, Domne. Poate să o întoarcă ăștia cum vor. Și atunci, vedeți, nu luați chestia asta cu mama în general. Zicea principesa Ileana, când moare mama, rămâi singur. Rămâi singur. Și am să vă spun ceva înainte să vă întrebați. Am să scot o carte nouă, Omul Liber, și am scris și lucrul acesta. Mama mea săraca s-a prăpădit de cancer, a avut un sarcom, e o boală cumplită. N-a cerut o clipă morfina, 2 luni am stat lângă ea, zi și noapte, zi și noapte, zi și noapte. Cu 3 zile înainte să moară, era în comă mai tot timpul cu ea. S-a trezit brusc, știu că toată ziua stătea așa în comă, și seara era singurul care mi spunea, dragul mami, ai cu ce să te învelești. Vorbea perfect. Deci grija maternă era mai puțin decât cancerul. Și cu vreo 3 zile înainte să moară, biata de asta a ridicat o femeie de un tonus extraordinar, de un umor, de o frumusețe fizică a fost, dar și o frumusețe sufletească. Și o credincioasă firesc. Nu, nu forțat. Nu, firesc.
făcea lucrurile când le făcea, zicea, dragul mamei, cu fața spre Dumnezeu. Bun. S-a sculat brusc, mie nu mi-a venit să cred. Și a început să glumească cu mine. Și atunci mi-am adus aminte de ce a zis tata. Tata, medic mare de tot, se prăpădise în 94. Ai grijă, la bolile terminale, cu o zi, două înainte sau chiar cu câteva ore înainte a morții, sunt cazuri când se ridică cu o însănătoșire perfectă. E preludiul morții. Și când am văzut-o pe mama, că începe să râdă, să glumească, să-mi spună, știți cu ce a început? Mi-a spus, dragul mami, dar brusc, eu care era așa, dar pac, dragul mami, să nu-ți fie frică, există viață de dincolo. Uite, eu zilele astea m-am întâlnit cu tăticul, cu mămica, au venit spre mine și mă chemau, atunci mi-a dat seama. Există, mama, nu te lua după proști, de abia așa. Ai viață de dincolo. Dar cu o certitudine, spun. Și cu lejeritate, de parcă se umplea garsoniera în anulește de lumină. Există, dragul mami, și a venit la mine și mama și mi-a spus că să mă grăbesc, nu știu, mă chemam undeva. Și auzi, da, mă rugăminte. Acum câteva luni a venit poștașul și ăsta e distrat, îl cunosc de o viață întreagă. Și cred că mi-a dat o pensie mai mare. Că eu nu număr, nu. Dar până când a plecat am numărat și mi-am dat seama și eu până m-am îmbolnăvit și nici nu mai știu dacă am primit pensie, dacă... dar e o pensie mai mare și... Fiți atent acum. Tu îți dai seama că mai sunt pe hol aici, doamne astea în vârstă, ce or să zică de mine că sunt o hoțoaică? Că eu le-am luat pensia lor. Te rog eu când eu nu o să mai fiu, du-te mamă și dă pensia înapoi. Fii atent. A căzut, în două zile am fost la spital, m-am întors acasă, am căzut brusc pentru că nu doream decât 3 ore pe noapte și până am avut un vis. Se făcea că mama era tânără, foarte frumoasă, blondă, o să o vedeți pe copertă. O femeie, când a văzut-o principesa Margareta pe copertă, a zis, oh, she was a queen, a fost o regină. Și am văzut-o blondă, cum o știam eu când aveam 5 ani, se rujease, era îmbrăcată elegant. Zic, cum te duci, mamă? Ei, mă duc cu taică-tu, că suntem într-o vizită. Hai că mă duc repede. În clipa aia sună telefon. Domnul Priv, a murit mama. Și în clipa aia am simțit ceva așa că se duce. Din trup. Din trup. Totul. Este vidu, singurătatea. Iremediabil. Aici este o taină extraordinară. Luați biserica ca pe maica Domnului, ca pe maica acestui neam. Să moară, că dacă moare, ești așa, rămâne la îndemâna lor. Eu nu v-am zis, fiți fanatici, nu luați măsuri de protecție sanitară, ai altă treabă, nu. Da, da, vă trebuie și spirit de discernământ. La noi, ăștia, virusologii, medicii, sunt îngrijorați. La nivel de stat iau, cum să zic, măsuri stângace, se lasă contaminați, că au făcut și ceilalți. Da, vă dau un exemplu. Aveam 8 ani și tata îmi spunea, băi, a fost epidemie de holeră în războiul balcanic. Ne mureau soldații, era o problemă mare de tot, și era Ion Cantacuzino, virusolog. Ce înseamnă mintea românească pusă la lucru. De asta am văzut că dacă era un babe și acum îi termina pe toți. Toată Europa zicea, este holeră, gata. Zmorți. Și l-a făcut vaccinul antiholeric în timpul holerii la cei cu holeră. În mod normal nu mai poți face un vaccin care reactivează și este holeră. A avut geniu, s-au făcut bine. Se numește experiența Cantacuzino, experiența holerică. Toate somitățile europene au zis, domnule, nu se poate așa. Dar a fost un român. A fost un român. Dacă vă duceți aici mai sus, Botoșani, și o las spre Săveni, o să vedeți o casă nenorocită. Acolo am trecut eu cu mașina și suflorul teatrului de atunci, acum secretar literar, excepțional, excepțional, ce cultură avea, a zis, Dănuț, aici sunt frații Ciucă, eu știam, dacă aveam biologia în sânge, Mihai și Alexandru Ciucă. Mihai Ciucă a condus la nivel global eradicarea malariei. Era din casa aia de acolo. Alexandru Ciucă, medic veterinar, virusolog de excepție, tot așa, la nivel mondial a descoperit ceva. Deci, la nivel, campania de eradicare a malariei, plus în România el a eradicat-o în 60 și ceva total. A prăpădit acolo. Slab, te uitai toată viața pe laborator. Să fi fost un Mihai Ciucă, acum zice, ce faceți, mă? Ați înțeles ce vreau să spun. Nu vreau să îndemn, să aveți încredere în chestia asta.
Să aveți încredere. E un joc făcut. Îl discerni. Am mai zis eu în conferință, spiritul de discernământ, măi, aia e teribil, al lui Moisil, mare matematician, geniu, dar și la 8 ani avea geniu și a făcut o glumă cu profesorul de botanică, a zis, domnul profesor, dumneavoastră puteți face distinție între fân și paie? Și a zis, nu, bouda. Bun, dacă aveți întrebări, că nu știu când ne dă voie să gândim acum, că ne apucă coronavirusul dacă gândim prea mult, spuneți-le repede ca să vă răspund. Zi tu. Tu întrebi în numele lor, nu? Nu. Aș vrea doar să menționez că la partea de întrebări le vom lua din sală pe bilețele sau pe microfon. Am rugat și colegii din sala cealaltă să adune întrebările, să-mi trimite mesaj. Și să vină și de la Parlament întrebări, da. Și de asemenea, cu siguranță și pe live, live-ul de pe Ascoriaș, pentru că sunt multe persoane care urmăresc de acasă, putem primi întrebări, dacă lăsați la comentarii, noi le vom adresa în limita timpului disponibil. De asemenea, amintesc faptul că atât la ieșirea din sala aceasta, cât și la ieșirea din sala de la muzeu, de la Serala Senaxar, sunt două cărți ale maestrului Dan Puric, Fii români și să fii demn. Sau să fii români și fii demn, de fapt. Dar este același îndemn. Așadar, așteptăm o primă întrebare, după care vom urmări și cele de pe live. Cei din sala aceasta pot fi numiți privilegiați pentru că pot adresa primele întrebări și chiar în mod direct. Da, prima întrebare e foarte bună. Trebuie să vă zic că întotdeauna ce a zis Țuțea, a întrebat una de la BBC, ci că știți să răspundeți toate întrebările? Deci da, da, al naibii mușu. Și chiar la toate? La toate, la toate. Da. Dar nu vi s-a întâmplat niciodată să nu știți? A, ba da, ba da. Păi ce faceți? Am o metodă grozavă. Ce? Rămân perplex. O să vezi că la noi perplexitatea nu există. El trebuie să știe totul. L-a întrebat pe un idiot pe stradă, era unul gaiță inteligent. Și ea culegea pe ăștia cu fața așa mai de partid, așa. Zice, sunteți de acord ca guvernul să mai importe igluri? Păi sigur că. Deci, dacă îi întrebi acum în Parlament sau în Guvern despre chestia cu virusul, cred că aveți coronavirus, avem și două la frigider. Dar ei se pricep la tot, domne. Să vedeți această chestie de... Domne, decretează-ți incompetența. Și lasă-i pe oamenii competenți, mai ales în situații de criză, să vorbească. Sunt convins că avem doctori și virusologi în România de excepție, care nu sunt lăsați să vorbească. Țineți minte ce vă spun. Aia care știu, care au cazuistică, care nu sunt precum ca Antonie Plămădeală. Când? Direct. Au venit? Sau întâi se scriu întrebările? Da. Da, da, spuneți. Ați vorbit despre Maica Domnului. Eu n-am găsit nicăieri. Unde este mormântată Maica Domnului? Maria. A, unde este mormântată? Da, eu n-am găsit niciun studiu, niciun lucrare. Vă poate răspunde părintele. Vă rog să răspundeți dumneavoastră. Eu nu știu. Nu știți. Nu, știu că în Betlehem. Nu este mormântul gol. E gol? E gol. Nu știu, chestia asta de istorie, eu, cum să zic, mi le declin. Vedeți, mă pricep. Există presupuneri că ar fi fost înmormântată la Efes, că el a urmat la... La Efes fiind un centru creștin foarte puternic, dar de acolo s-a pierdut trupul ei și nu se știe. Asta am găsit eu și când... Am înțeles. Poate un teolog ne poate spune mai mult. Da. Eu nu sunt teolog. Eu mi-am declinat incompetența. Specialitatea mea este în domeniul dreptului și filosofiei. Nu știu, da, știu teologie foarte da. Vă mulțumesc. Cu drag, cu drag. Așa, dacă părintele... Răspuns scurt. Sfântul Toma, care era în India, n-a participat la mormântarea Maicii Domnului, s-a întors și a vrut să dezgroape mormântul. La 2 săptămâni ar fi ajuns. Când s-a dezgropat mormântul, nu s-a găsit nimic în mormânt. Maica Domnului s-a înălțat la cerul. Mântuitorul n-a permis, n-a îngăduit ca trupul Maicii Domnului, cea care l-a născut pe Mântuitorul, să putrezească cum se întâmplă cu fiecare dintre trupuri le oamenilor de rând. Și sunt două morminte, într-adevăr, la Efes. O tradiție spune că ar fi fost la Efes și o alta la Ierusalim, în zona Ierusalim. Mulțumim.
Înțeles. Mulțumim frumos, să vă luăm și următoarele întrebări. Eu am întrebat unde e mormântul lui Caiafa și nu mi-au răspuns. Serios, vreau să, da. Da. Ia, zi tu. Sunt două întrebări care au legătură. Cea mai frumoasă amintire pe care o aveți din copilărie și cea mai frumoasă amintire cu mama dumneavoastră? Da. Mie, aici este o chestie foarte legată. Mama lui mama, mămăica, cum îi ziceam eu, aveam vreo 4 ani și am debutat cu o poezie la Căminul Cultural din Nehoiu. Și eu și fratele meu mai mare cu 11 luni, eu am fost făcut comandă direct pentru Teatrul Național. Și bunica, care avea geniu profeției, i-a făcut așa o diagonală, o panglică fratele meu, pe care scria doctor. Pe mine știți ce scria? Ceva. Dumnezeu, și ceva m-a ajuns, că nu știu ce, că sunteți actor, regizor, eseist, orator. Și poezia era așa, mama era în sală și am avut niște emoții îngrozitoare. Poezia era așa, zice că eu vreau să mă fac ceva, dar nu spun la nimeni. Îi spun mamii la ureche că mi-e prietena mai veche. Și mi-a rămas definitiv. M-ați înțeles? Absolut definitiv. Așa. Mai sunt multe amintiri, dar mă rog. Cum reușim să scăpăm de legea vaccinării obligatorii? Păi nu mai scăpăm acum. Am nu mai scăpăm pentru că ei tocmai asta vor să facă, ca să te oblige. Și problema vaccinul, domnule, vaccinul este o mare izbândă, domnule, când te gândești ce a făcut Pasteur și ce a făcut Babeș, care a accelerat vaccinul lui Pasteur. Este extraordinar că când aici în Bucovina l-a mușcat de gât pe un cioban, n-a mai mers vaccinul Pasteur și a trebuit să-l accelereze și a zis: domnul Pasteur, nu aveți cioban de, nu aveți lup turbat de Bucovina și nu mușcat de ceafă. Și a trebuit să ia sânge, să imunizeze sângele imunizat de la unul, de la altul, de la altul, până când a fost serul. Seroterapie, uitați, perfect, acum, seroterapie. Dar o minte românească, domnule. Și nu vă dați seama că se pregătește vaccinul de acum, care iau, nu e competența mea, dar am auzit atâția medici din România, din străinătate, care s-au plâns de, cum să spun, consecințe după 10-15 ani, poliomielită. Repet, nu este competența mea, dar din moment ce o omenire întreagă strigă că este ceva în neregulă, atunci de ce vrei să faci obligatoriu? De ce vrei să-l faci? Înseamnă că vrei să decimezi undeva pe dedesubt, că și așa s-a propus acum ca populația globului să fie redusă. Deci este clar lucrul acesta. Am înțeles că în sfârșit se vor face vaccinul la Institutul Ion Cantacuzino în România. Să dea bunul Dumnezeu să fie la fel de bune ca și cele care au fost înainte. Înainte nu erau probleme. Da. Maestre, dumneavoastră, dacă tot sunteți considerat având relații multiple internaționale, aveți semnale asupra eliminării acestui virus pentru a reintra în normalitate? Nu. Am informații de răspândire. Eu personal vreau să îl iau ca să-l dau cuiva. Da. Și dumneavoastră oricum aveți o atitudine inconștientă, pentru că la epidemia de ciumă din 1347, ciuma era adusă din șobolani și șobolanii dădeau oamenilor prin purici. Deci eu sunt vector de transmisie, ca să știți, de ciumă. Aștept să iau coronavirus, am o listă care vreau să dau mâna să-i pup. Cu toate că nu se ia pe cale bucală, se ia numai, aerob. Le-i și frică acum de Sfinți, pupă icoana pe margine, așa. L-am văzut pe altul, zicea, așa. Te doare mintea, domne. Te doare. Stai să vedeți ce balamuc începe acum în România. Că noi avem și talentul să-i compromitem. Plus că au scos niște bancuri geniale. Aici e partea poporului român genială. Populația cretinoidă care ia alimente și deci, cumpără tot acum, că vine lepră pe noi. Și el zice, bunicuțo, ai coronavirus? N-are mama aia, dacă ar avea, ți-ar da puțin. Să vă uitați puțin la distanța asta aristocratică, la poporul ăsta, la zonele de umor extraordinare. Da. Cu mențiunea că dorim ca întrebările să fie legate în principal de temă, pentru că... Dar să cera despre alegeri anticipate, că am din astea. Da. Vorbeam despre identitate și s-a sculat un moș în picioare, și că... Da, întreba despre identitate, da. Dacă plouă așa de mult, noi de ce mai plătim apa la bloc? Să te ferească, dar nu, începe sifilisul românesc. Citește și pe alea care sunt aiurea. Înțeles. Se poate face o paralelă între mamă și tată? Se vorbește mereu despre mama, dar știm că familia este formată din femeie și bărbat. Păi ca liniile de tren. Una este așa, una e așa și tot te duci la gară, că sunt două. E paralelă. Tata e tată, mama e mama.
Știi bancul ăla genial, este extraordinar cu doi țigani în gară, am că rom. Nu, domne, țigani, îi iubim, sunt așa, chiar mi-au zis, sunt și prieteni. Și că nu e muș țigănesc, nu e muș rom, când te duci acolo. Și erau în gară, tata cu copilul. Și copilul zice, tăticu, luăm trenul? Nu, bă, luăm șinele. Păi foarte bine, că le iei șinele de gândire. Le iei șinele de gândire. În România, îi pui să meargă, bă, pe jos. Să le iei șinele de gândire, vezi că nu băga șine de... Dom'le, eram într-un mall, acum de curând, și am strănutat. 30 ani, zic, pe burtă, coronavirus. Erau toți... O privire, nu? O să meargă pe lângă biserică și așa. Veșnic ca pe mine, lasă-o, Dumnezeu, pleacă de aici. Îi văd cu măștile, așa. Filoxerici, este ceva de... Da, întreabă-mă. Cum ne putem vindeca de frică? De frică? Dârdind și mai tare. Păi faci până faci pe tine. Și până te duci la nufărul, că nu te mai spală nimeni. Păi ce să spui? Iei antibiotice împotriva fricii? Asta este. Dacă ți-e frică, închide-ți toate ușile, badijonează-ți nevasta. Știți că a mai fost chestia cu gripa aviară, domnule, a fost genială, domnule. A fost genială, domne, cu avut și 6 virus. Da, ea chiar a existat, gripa aviară. Am un noroc că nu s-a luat și l-am întrebat pe un virusolog, cum a fost adusă? Cu păsări. Și după ce au avut 7 virusolog, se vorbea să... Am întrebat o băbuță. Mamaie, că ăștia de la televiziune mai șmecheri care sunt plătiți de dincolo, se arată că poporul român e cretin. Și atunci iau din asta, mai săraci, mai terminați. Mamaie, ce e gripa aviară? Ce să fie, mamă, sunt doi oameni în alb care mi-o moară mie găinile. E durere, hai. Tânără studentă, cum pot să lupt cu acest sistem anticreștin, cu acești atei din facultate, profesori de la care eu trebuie să învăț ceva? Tânără creștină, sunt oborât, dar mă ridic iarăși, mă doboară, cum să lupt? Da, e o întrebare dureroasă. Îți dai seama ce calitate sufletească ai. E o tânără, nu? Da. Are. Pentru că baricadele astea care apar acum... Bine, cum să zic, la un cutremur mai dispar ateii. Îi spun eu cum să lupte. Eu mergeam cu avionul, am mers de multe ori. Era să și cad cu avionul de mai multe ori. Și București-Milano. Mai de mult nu acum, că dacă află că-s de Milano, fugiți toți. Așa. Și m-am dus la toaletă și la toaletă m-a prins turbulența. Când am trecut pe acolo, erau tot felul de țoape din astea, știi că pe telefonul, mesaza aia nevărmână acolo, botoxate toate. Când a început turbulența, alea erau toate. Și l-am zis, acum e momentul să intrați la ortodoxie. Dom'le, să aștepte clipa. Că ăștia care sunt constipați acum și profesori și colegii atei, le aduce Dumnezeu un pic amăr. Fata să-și vadă de treabă să se uite în ochii bunicii sau a mamei și să-și facă bucățica ei acolo. Și mai ales să nu se teamă. Să nu se teamă. Nu a zis să pună mâna cu barda, să le dea foc, sau... Nu, lasă-i în pace. Dar ea trebuie să-și mărturisească felul ei de a fi. Asta este. Și, dom'le, cum mi-a zis unul, zic că, dom'le, pe tine te văd tot timpul muncind. Păi, dar, zic, mai bine muncesc degeaba decât să stau degeaba. Îți crezi acolo un culoar. Vezi tu cum se transmite creștinismul și un soi de... Ăștia se prind pe viață, știi? Vor să ia tot, uite, el moare și vrea să ia asta. Și asta așa, că zici, nu, în Evanghelie, că vine furul la noapte și te ia. L-am întrebat, cred că și în cartea asta am scris, în Să fii român. Dom'le, eram pe la Petroșan, pe dealuri, pe munți, pe acolo și era un țăran, cred, era coasă din ăla, da, țăran. Și nu știu ce m-a apucat pe mine, nu... În primul rând a fost o diferență de salut. Eu am zis, să trăiți, și l-a zis, Doamne ajută. Eu eram cu reflexul din armată. Și l-a zis, Doamne ajută. Și da, cu coasa, zic, bre, ce facem? Le dăm Roșia Montana sau nu le dăm? La nimic. Le dăm, bă, băiete, că săraci au nevoie de ea. Hai. Săraci. Dar nu sufletul, mă. Aici asta. Să nu se teamă, să meargă acolo. Câți idioți din ăștia n-a avut România și are lumea, ia gândește-te că 12 de sculți au întors un imperiu. Se teme ea, fată tânără.
Să se uite puțin în neam, în rădăcini. Eu când mă uit în spate și cum îi văd cum au stat, am obligații majore. Așa, zi. O întrebare se leagă de finalul acestui răspuns. Cum putem să fim la înălțimea înaintașilor în aceste vremuri? În primul rând, nu trebuie să fii la înălțimea înaintașilor, trebuie să fii la înălțimea ta pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Chinezii au un alt sistem. Zice Ortega y Gasset într-o carte, Revolta maselor. Interesantă. Și a spus la ăștia, zice, dacă tu în familie ai din ăștia genii, nobili, nu mai știu ce, se transmite așa. Nu, se transmite, nu se transmite. Nu, la chinezi e invers. Nu se pune la socoteală ce a fost înainte. Dacă tu ești bun, îți înnobilezi familia. Dacă tu ești genial, îți înnobilezi bunicul. Dacă tu ești un erou sau un martir, îți înnobilezi întregul neam. Deci de aici merge invers. Se numește înnobilare inversă, exact cum noi facem acum, umilire inversă. 60% din Parlamentul României plus tovarșul președinte al țării, ăla care mai mult tace decât vorbește, au semnat reincriminarea martirilor. Adică ei au umilit trecutul, ei care sunt un nimeni istoric, o țeapă. Pe Mircea Vulcănescu, pe Radu Gir, aia care în pușcărie au murit sau s-au chinuit, că ei au umilit trecutul. Tânăra să aibă grijă să nu-l umilească, ci să-l înnobileze pe ce face acum și aici, că va fi nevoie de ea. Va fi nevoie de un suflet de genul ăsta nobil, că uite, își pun niște probleme de mare curățenie sufletească. Da, mai departe. Și câte întrebări din sala cealaltă pentru a păstra proporția. De ce credeți că mamele din ziua de azi nu își mai doresc mulți copii? Pentru că sistemul a fost făcut în așa fel, în primul rând, se merge pe sistem anafectiv. Știți când se degradează o societate? Când dispare iubirea prin sexualizare și când se degenerează totul prin derizoriu. A vedea trupele de stand-up comedy, vulgaritățile din filmele românești premiate dincolo, și modelul care este dat acum. Eu mi-aduc aminte o reclamă mare de tot cu o fată tânără, acum vreo 15 ani, care scria jos: eu să cos și să gătesc? Păi da, dar eu mi-aduc aminte că mama îmi cosea un ciorap și o consideram o chestie de dragoste. Îmi făcea un sandwich și nu ziceam că este slugă sau tată. Este un fapt, l-a tăiat chestia asta, cu așa zisa falsa emancipare. Și atunci oamenii între ei au raporturi. Eu am fost acum, am avut o conferință și după mine, ce crezi, dom'le? Să-i răspund fetei sau băiatului. Au venit doi tineri care vorbeau de strategia în familie. Eu n-am auzit în viața mea să zică că mama folosește o strategie cu tata. Sau tata, sau bunica. Care este strategia să cu nevasta, că nu e neapărat să te întâlnești tot timpul, și atunci este o strategie, ne și certăm, dar este o strategie unde gestionăm. Ea era la din asta, multinațională cu nevasta sa. Ea făcea management în familie, domne. Ea făcea un management, o relație de tip tainic, care este dragostea, legătura. Ea săracia o gestionau în termen de multinațională, domne. Și am zis, copii, succesuri. Cum a zis tantia aia, vorba unui țigănuși, care a zis, domnul Dănuț, să vă ferească Dumnezeu de eșece. Înțelegi? Păi asta este. Păi tu nu vezi că sunt ca limbricii, vorba lui Bibanu, dragă purii și limbricii se iubesc, dar sunt urâți. Păi uite la tot, cum fac citat pe săraci. Nu vorbesc, calitatea lor, dacă sunt duși. Unde? Nu mai e ca să iubești pe când doi oameni se iubesc, sunt indestructibili. Au fost, domne, că țin altă conferință acum. Sex vine de la sextus. În Webster Dictionary, în dicționarul Webster, înseamnă despărțire din punct de vedere fiziologic a organelor. Eros înseamnă desăvârșire. Eu mă desăvârșesc prin tine, tu prin mine. Și nu există dragoste fără jertfă. Ăla moare, vin când te faci bine, hai pa. Ai înțeles? De asta și aia, cum să zic, din moment ce își taie cu fierăstrăul televizorul în două și frigiderul, se merge pe parteneriat. Diferența între Grigore Vieru, Dumnezeu să odinească minunea asta de poet, și dobitocul nostru de ducă Prut în 91 a zis, frate român, hai să ne unim. Și l-a zis, facem un parteneriat. A dat de un imbric social. Care e problema? Spune-i fetei sau băiatului să se ferească de limbrii sociali.
Să iubească ceea ce merită iubit și care, dacă merită. Dacă merită. În rest este o lume haotică bazată pe interes, familie aruncate în aer. Ce am scris aici, am zis aici, mama este ca idee, femeia este distrusă. Pe noi că sunt trei veciuri, domn. Bărbat, femeie și mai unul. Unde te duci? Știu și eu. Unde faci, mă? Fac pe mine. Că sunt trans. Și vin doctorii cumpărați și vorbesc. Doamne, sunt cazuri medicale. 001. Dar tu nu faci din cazul medical 001 o teroare ideologică pentru o nație întreagă. Sunt. Îi tratez. Îi ajut. S-a făcut prima operație de sex în România, 60.000 de euro din bugetul țării. Mai sunt 20 pe listă. Dar dacă mie îmi scrie unul săracul, că mă duc la televizor și cred că eu au bani. Și mi-a scris, zice, domnul Dănuț, sunt bătrân pentru citostatice. M-am dus și eu să-i dau lui Gigi, lui Becker. Înțelegi? Dar pentru citostatice, pentru un copil care... N-au! Ministrul Sănătății n-are. Atunci este o criminalitate care se face cu scop umanist. Eu am fost la Reșița acum 3 luni, sala arhiplină să strâng bani pentru o săracă fată, am și zis la Realitatea TV, de la 15 ani la 30 de ani, ea n-a mai văzut. Pe zi era o scleroză, retinie, o chestie de genul ăsta. Și strângea bani ca să se ducă în China, acum cred că nici nu se mai duce biata de ea, să facă cu celule STEM. Am strâns 6.000 de euro, biserica 4.000 de euro și mai lipseau 11.000 de euro și m-am dus la Gigi și mi-a dat Gigi, dumneavoastră. Dom'le, problema este, apropo de mamă, dom'le, a urcat-o pe scenă pe biata fată, sora ei plângea, n-am știut imaginea asta niciodată, n-ai cum să le uiți. Și a întrebat-o, ce vrei să vezi dacă te faci bine, care e prima imagine? Și ea n-a zis că vrea să meargă în Dubai, ea n-a zis că vrea să vadă Caraibe, n-a zis că vrea să vadă, a zis că vreau să văd chipul Maicii Domnului. Uite, cu tremură, dom'le, ăla e poporul român. Acolo să verifici pe mama aia care are... Când eram eu mai tânăr și... Adică nu eram mai tânăr, eram tânăr. Așa? Cumnata mea anestezistă, zice că, dom'le, ce caz, domnule, asta, că a venit o fată de 17 ani și a pierdut ochiul și mama ei a semnat imediat că eu dă pe al ei. Există o carte de la Grație la Demnitate, a lui Schiller. Instinctul jertfelnic, zice, este un lucru, Schiller povestește, pe care nu poți să-l explici într-o logică normală. O mamă stă cu un copil de mână, îl ține și se întâlnește cu o prietenă și obosită, îl uită. Și ăla săracul se duce micuț de 4 ani, 5 ani și când se întoarce, îl vede că vine caleașca cu 4 cai să-l calce. Și că mama nu judecă, se aruncă direct să-l apere. Ea nu zice, am datorie față de copilul meu. Ea nu este, zice, copilul moralei. Iar instinct jertfelnic. Nu se explică nici acum cum în fracțiune de secundă, dacă e cu tremur, l-ați văzut că îi găsește iubitul și apără iubita, soțul, soția, mama, copilul, ultima secundă. Dar care au făcut, bășcărie nenorociții la Charlie Hebdo, când au fost 2 orașe rase, au scos caricaturi și au zis pizza italiană, cu picioare tremurând. Dacă... Da, dom'le, libertate de expresie. Ce tot vorbeți? Eu sunt un fanatic religios. Era libertate de expresie, să râzi de tragedia unor oameni. Și atunci aveți instinctul acesta jertfelnic, domne. Mama își acoperă copilul. Asta este o chestie... Știți cum m-a întrebat de ce cu căsătorile? Pentru că oamenii rupți de credință s-au degenerat. Au devenit pragmatici. Erau există mame degenerate. Cu milioanele pe pământul ăsta. Și în România au avortat 20 de milioane încă un popor. Care e problema? E biserica de vină? Știi că era o caricatură extraordinară într-o revistă franțuzească, desene din alea benzi animate, mama cu copilul pe malul unui râu. Prima imagine, a treia, mama neatentă și copilul cade în râu. Și râul a vulburat, un tânăr care trece, nici nu se dezbracă, se aruncă, domne. Îl ia, îl scoate, îl scutere și îl duce mamei. Și mama zice, bine, bine, dar basca unde e? Ea vrea basca, domne. Eu mă întâlnesc cu ei și știu ce probleme ai. Tu zici că ăștia spun că eu sunt plătit. Au zis că-s plătit de patriarhie, că-s plătit de biserici, că-s plătit de... Înțelegi că-s plătit de Putin, că-s plătit... Aia a fost genială cu Putin, domne. Când am apărut acum în apărarea Tudor Gheorghe, a preluat revista Sputnik, rușii, și au greșit. Au zis Dan Puric, nu știu ce, și la un moment dat a făcut o greșeală de par. Dan Putin a confirmat și mi-a zis impresarul, las-o așa, mă, să creadă ăștia că ești legă... Nu mai schimbă, doar dacă... Las-o, Dan Putin, așa că dacă știți.
Cum e? Are legătură? Lăsați-o așa, că așa se duce zvonul. Mai apare câte un telefon, doar să zice că, băi, apropo, Antena 3 se închid toate astea, carfururile. Ce să fac? Puneți bandă, banderolă neagră la mână. Pe moment de doliu, mă. El, carfurune, mama săracă, care nu știe ce înseamnă carfur în franceză, zice, mama, au apărut niște magazine mari noi, carefuri. Și, era genial era. Hai, întreabă-mă. O las întrebări din sală, sunt foarte multe mesaje de apreciere, doar unul dintre ele, vă mulțumesc că existați, bun Dumnezeu să vă apere, sunteți un om excepțional, face cinste României. Ăștia-s ruși toți, agenți sovietici care, mulțumesc, Și o întrebare din sală. O întrebare așa mai veselă, când o să ne scrieți despre ridicarea tinerilor? Păi să se ridice. Bună întrebare, dar să se ridice și scriu, că nu pot să zic așa, să fiu profet. Acum știu ce vrei să spui. Eu în cartea asta care o să o scot, dacă nu fac coronavirus până mă întorc, și dacă fac direct la Cotroceni mă duc, știu pe cine pup. Așa? Nu știu cum să, o să mă interesez. Domne, uite așa cum vine aici, am văzut aici Iașu, un mare oraș. De-aia mă duc, mâine mă duc la Hârlău. Mai mă duc și în orășele mici, sate. Dom'le, și mă întâlnesc cu niște tineri excepționali. Nu trebuie să le spui. Le-au spus bunici. Dar din sânge. Știi? Aia se vor ridica. Aia e elita. E o carte a lui Huntington. A murit prin 2008, săracul. Sociolog bun. Ciocnirea civilizațiilor. A constatat. O analiză foarte bună. Au pierdut războiul japonezii, au pierdut ăștia asiatici și au trimis și am jucat și în Corea de Nord și în Corea de Sud. Am jucat în Corea de Nord, era Kim Il-sung aici. Deci știu ambele sisteme. Aia din Corea de Sud și japonezii și-au trimis copii în Occident. Cum se întâmplă și la noi? Întâi securiștii și-au trimis imbecililor și se vor întoarce și mai imbecili. Tu văd și copii care au plecat să studieze. Eu am văzut fată cu Sorbona, cu Oxford și nu angaja nimeni aici. Zice că mă duc să stau pe pensia lui mama la Ploiești. Ce tu vorbești? Fii atent. S-a dus în Occident. Ce a constatat Huntington? Băia deștept. Ei s-au modernizat. S-au întors acasă, dar nu s-au occidentalizat. Au zis chinezii, pe confucianism, pe bazele noastre, refacem totul. Doar ne-am modernizat. Crezi că înainte erau cei trei crai de la răsărit, Victor Babeș, Calinderu și Asachi, nepotul lui Iurase, mare chirurg. S-au dus în străinătate, s-au întors și pentru prima oară cu ei a început medicina creativă în România și una dintre cele mai puternice din Europa. Ce spui de asta? Că erau numai felcere înainte. Numai brancardieri. Era școala de chirurgie și făceau, spărgeau fruncule. Și s-au dus Asachi, Calinderu și Babeș. S-au întors și au făcut aici. Lui Babe și s-a prus Budapesta, Viena, zice, nu, aici. Nu mai vorbesc de Gheorghe Marinescu, de mare neurolog. Știi? Am mai spus eu și în conferința de data trecută. Mare atenție la căpșoarele voastre că sunteți tineri. Nu vă lăsați spiritul asociativ. Dacă stai tot timpul pe ăla, bă, nimeni nu zice să-l arunci, mă, că am și eu un telefon în buzunar, că te informez la informații false câte vrei. E epoca asta, dacă nu citești carte, și o carte de calitate, dacă nu interacționezi cu un om inteligent să-ți pui minte la tocilă, ce faci? Pe așa mă întâlnesc și eu, prefer să merg cu câinele meu în parc, am un câine, o labradoriță, am zis că sunt singurul puric cu câine din lume. Păi este mult mai deștept decât o guvernul, domnule. Domnul are un spirit de, cum să zic, de selecție extraordinară. Când avea 2 anișori, m-am dus în parc, fiți atenți cum înveți de la animal. Și era un afiș mare, cât toate chestia cu unul care vrea să fie primar. Scria jos, aveți încredere în mine. Cu mâna întinsă, partea altă era pe fonduri europene. Dom'le, știți care a fost diferența între mine și Dulci? Asta. Eu m-am uitat la afiș și ea nu. S-a uitat la un fir de iarbă. Pe ăla e taină, domnule. Și atunci am văzut, băi, îmi pierd vremea cu ăștia. A, când vezi că este un om, știți, spunea Eminescu, voivodul solidariza cu nevoile neamului. Când ăștia or să solidarizeze cu nevoile neamului, cu tineretul, cu bieții copii de astăzi care se nasc cu geniu majoritatea, tragedia este că n-au câmp de manifestare.
Ce să facă? Uite, majoritatea, mă duc în Italia, mă duc în Spania și mă întâlnesc cu ei pe acolo, pe la discoteci, agață, ce faci? M-am terminat o facultate, sunt pe aici, Kellner, mai știu. Până vezi, până că îi zbunește, se duce pe la NASA și până sunt triști. Cu era în Australia, au fugit din cauza mineriadei și când am dus-o pe la Sydney, m-a invitat un cuplu, o doamnă cu un domn, erau tineri, domnule, ce să mai... Și zic, domnule, dar am venit pe la noi în Europa, casă mare, 4 mașini, și că noi la un an schimbăm serviciu, deci ne gradează. Erau computer, IT-ști, extraordinari. Și ea nu-i țineau mult, îi ridicau. Și la un moment dat a intrat un băiat așa de 8 ani, trist, cântă la pian, ce e, că e băiatul nostru, ce... E singur și nu se leagă cu... E dor de bunică, de... Dorul care este în ei extraordinar. M-am dus astă vară în California și să le vorbesc la parohie. Păi parohia lor era de aici până la acolo. Cu 20 din și era unul de 17 ani care mi-a zis... Este foarte interesant ce mi-ai spus tu aici, este grozav. Zic, dar ai o problemă dentară, zic, bănuiesc că ești operație, nu? Nu, băi, cum te cheamă, mă? Câți ani ai? 17 ani. Și cum te cheamă? Ștefan. Bă, tu ești nebun la camă? Bă, tu chipei pe Ștefan Voivod, zic că înainte să-i cucerim pe turci la tac. Pune-mă mâna și... Nu era prost. Că altul se supăra dacă era. Își dădea seama, săracu. Și mi-a zis preotul, ci că domnul Dan, în 2 ani trebuie să schimb predica pentru că nimeni nu mai vorbește românește. Sunt români care sunt acolo să te vezi, că ei se nasc acolo, asimilează și nu. Este o tragedie și asta spun. Aici, acum pe poziția asta, ce facem? Ce a zis Părinte Daniel, să aibă unde să se întoarcă, vremurile nu vor rămâne. O să treacă virusul ăsta, mai vin vreo 10. Sau alte forme. Problema este cum ai trebuit. Domne, calitatea unui om se vede cum își gestionează criza. Atunci îl vezi. Atunci îl vezi. Lăsați populația, fenomen de frică, de asta, de. Și este unul așa. Omul în genunchi în fața lui Dumnezeu e cu mult mai mare în fața lumii. Arsenie Boc. Lor nu le era frică. Frica este umană, dar aici trebuie o chestie lămuritoare. Vă spun, avem virusologi extraordinari, avem medici extraordinari. Nu sunt lăsați să vorbească. Puneți-vă minte la... Detectați, domnule, situația. Că aveți căpșoare. Nu vă lăsați păcăliți de toți măgarii ăștia care vor să facă recesiune economică. Mi-a zis acum un prieten în Germania, că domnule, doamna Angela Merkel a spus că 70% din populația Germaniei e infestată. Spune că greșește. 71% cu ea în frunte. De unde știi mama e lucrul ăsta? Da, dacă se facă ordin, a zis președinte, sărac așa. Cu papagalii ăștia, dacă a zis aia, zici în noi. Instinctul gregar, Constantin Rădulescu Motru, nu se opune imitații, face și el ca sărmanii aia de mine de la Teatrul Național, că tot mi-am dat de acolo, am plecat, i-a pus Romeo și Julieta cu doi ca lesbiană. Da, dar văzuse Otelo, ea negresă și Desdemona albă, la Liverpool și a zis, dacă au pus ei acolo și sunt handicapați mental, trebuie să o fac și eu aici. Pe altfel nu e trendy. Dar el nu știe dacă îi întreb de Kozulić, de Beligan, de Demrădulescu, i-am zis la una Don Quixote, îl vedeți pe YouTube. L-am făcut, am mers toată Europa cu el. Tânără, 25 de ani, cu prietenii, să vii, când îl jucam, acum vreo 2 ani jumate, încă mai jucam. Să vii să vezi Don Quixote, l-am dedicat maestrului Demrădulescu. Cine e Demrădulescu? Am intrat eu la Piatra Neamț, o... doamna draga Olteanu Matei, 60 de ani de cinematografie. Și am intrat în florerie cu colegul meu, Ovidiu Cuncea, și el a zis, fată tână, 25 de ani, vă rugăm aici în piață, faceți un buchet frumos, că este ziua doamnei draga Olteanu Matei. Nu știu cine e. Zic, e senatoare PSD. Și, zic, buchetul este din partea domnului Caramitru, este senator PNL. Nu știu pe ăștia tineri în politică. Dar nu face nimic. Și ăia din Piatra Neamț, domnule, s-au adunat să o serbeze. Mumâile alea dacă trece niciunul. Și a zis, draga, nu fi supărată. Și ce vrei să-ți dea? Ăștia sunt niște găuri în istorie. Când John Wayne era pe moarte, Jimmy Carter a scris, domnule John Wayne, dumneavoastră sunteți America. Eu sunt un simplu administrator. Mă rog pentru dumneavoastră. Dacă era Jimmy Carter... Ăla știa să respecte valoarea. Ce te pui cu ăștia care...
Mă uit la ei, ce premii internaționale, la 3 minute, 400 de înjurători românești. Pe film. Nu-i vede nimeni. Mă vorbesc cu șoferii de taxi. Domnul, dar noi tot la BD, la munte și la mare ne uităm. Aia cu puiul Crânescu, dacă au mari. Erau mari, domnule. Filme socialiste, erau puternici, domnule. Altă întrebare. Dați-mă drumul acasă. S-a deșertizat țara de elite. Colegii mei cei mai buni au plecat peste mări și țări. Ce șanse mai avem de renaștere? Domnule, întrebarea este foarte bună și mai este așa, în plin dezastru. Femeie, iată fiul tău. Iată mama ta. E un dezastru. Dacă te poți contamina și să te duci dincolo, o rămâi pe front aici, acum, și începi să-ți faci treaba în ciuda evidențelor. Nu-i pentru prima oară când țara trece printr-o stare de vagabondaj. Eu o să scot în curând piesa cu Sandu Tudor. În presa din 1929 zice așa, se fură tot, clasa politică fură abject și mai ales fură sufletele. Zici că e scrisă ieri, domnule. Știi ce scria Mircea Eliade? Să-ți iubești România în ciuda evidențelor. Altfel nu se va putea. Dacă nu vă apucați de treabă aici și acum, o să rămâneți în tribună. Pe de aceea mie mi-au dat ordin ăștia de când sunt în Teatru Național. Eu am făcut teatrul pe care l-am vrut eu. Când a venit să-mi spună să mă dezbrac, am zis, dezbracă-te tu. De ce? Tu ești frumoasă, cu toate că ești bărbat. Dom'le, nu știți aia, la referendum este extraordinară, domn. Așa, golanii pe care n-a dat eu doi bani, m-a bătut Dumnezeu, ăia a luat apărarea bisericii. A zis, cine nu se duce la referendum, mă să-i taxul. Tăticu, ce e un transexual? Nu știu, întreabă-l pe mătă. Brusc! Umorul acesta care stă de serviciu, domnule, și trezește. Că e dur. Dar cum vrei să fie? Că la șelea sinucigași le dă două palme când îi bagă la terapie intensivă acolo, până când îi trezește. Deci ori rămâi aici și declanșezi o temperatură, ori dacă nu, gata. Gata, s-a dus cu perioada. Ce, dincolo ce o să-l fac? Emigrantul să fie, o să-l folosească tot timpul așa, abia copilul o să... Și ce să faci? Țara asta pe mâna cui rămâne? Părinții de aici, de acasă, cui rămân? Cine e îngurapă? Câinii? De ce se teme? De un sistem de securiști amărâți care și ăștia sunt la limit. Cine o să facă țara? Dacă nu, zici de mărturisire. Pe mărturisește, domn. Te angajezi într-o serviciu, zici nu, nu, nu. Când m-a întrebat unul de ce am ieșit de la pensie de la Teatrul Național cu 5 ani înainte, a zis, nu unul, director, a zis, de igienă. Uite așa, ca să știți. Vă las clădirea, iau spiritul Teatrului Național cu mine. Mai există și decență, vezi? Demnitate, să spunea Maica Domnului, ți apără demnitatea Domnului. Demnitatea ți-o apără. Eu mi-aduc aminte o chestie de amintire cu mama genială. Am scris-o în cartea asta nouă. Toca acolo o varză săracă în garsonieră. Mă duceam la ea să mai mănânc, mai stăteam de vorbă. Uite, telefonul ridică, se șterge pe mine. Telefon din ăla, știi cum era. Alo, bine ziua, ajutor cu domnul părinte, urgență! Și m-a speriat și eu, Dumnezeu, ce-mi fie? Și mama nu s-a speriat. Vedeai două culturi. Calma, a zis, eu sunt mama lui domnișoară, dar dumneavoastră nu știți să vă exprimați frumos? Păi să vină aici, că să... Cine sunteți dumneavoastră? Sunt considerat unui președinte să vină să-și ia steaua Republicii în grad de cavaler, cu știu ce, cu tare, cu tare, cu tare. Eu când am auzit, zic, mama e cotrogeniu. E cotrogeniu, domnule, e cotrogeniu. Și a băgat o aripă de înger. N-am sunit niciodată. Și am zis, îi dă bani? Fiți atent, genial. Cum se dă bani? Se dă bani? Atunci spuneți din partea mea să-și o pună pe piept. Domnule, i-am făcut un scandal o mama după asta. Cum mamă, ăștia eu care m-a dus pe 8 dolari, m-am dus, ori să că-s mercantil, care eu știu că statul n-are bani, nu știu ce. Mama stătea săraca sprijinită așa, se uita la mine pe patul ei cu arcurile rupte. 20 de minute m-a ascultat în care eu făceam Rapsodia Română de George Enescu. Și mi-a zis la sfârșit, numai o mamă putea zica, dragul mamei, nu vrei un cornuleț? Ea și-a dat seama că mie îmi lipsește un cornuleț. Ceea ce era perfect, de numai o mamă simte când îți lipsește un cornuleț. După care am plecat furios pe ea și, cum zice, Sfântul Duh lucrează în timp. Și a venit momentul decorării cu ministrul culturii, de atunci că căzuseră toți la guvernare și mă lasă pe mine și pe Frunză. Zic, bă, n-ai găsit și o rădașcă. Era unul Frunză, Frunză, Rizor, săracu.
Așa și Puric. A, noi. Și ne-a dat alea. Și a zis, parcă văd caramitul. Aveți dreptul, conform acestei decorații, la loc de veci, la Belu. Eu am simțit cum mă răcesc ușor de la genunchi. Ăla și ăla era mumificat puțin când a aflat ce ni se acordă. Și două salve de pușcă la înmormântare. Și din toată m-am văzut cu vată în nas, legat, zic, e clară situația, fără să vreau, a intrat Duhul mama cu Sfântul Duh în mine și am zis, nu, nu, numai atât? Eu care n-aș și după ce am cerat-o pe mama că fac gratis totul. Și am făcut așa, adică, ce vrei? Și am făcut mai puțin. Mai, ceva. Nu se ajunge. E o onoare. Și știu că am plecat cu diploma pe stradă și mă uitam la toți oamenii din jurul meu, erau liberi, toți. Numai eu aveam dreptul la loc de veci. Și zic, bă, ăștia nu i-a decorat nimeni. Și zic, știu ce fac. Îl vând președintului. La suprapreț și tot lângă mama vreau, la Sfânta Vineri. Că acum te întreabă tot timpul, m-a întrebat unul că mă vede vorbind, așa a zis, pe cine ai în spate? Și nu, zic, mai sus și jos. Poftim? Securist, bătrâna la mea. Sus și jos. Zic, sus e Dumnezeu, jos e mama la Sfânta Vineri. Amândoi mă așteaptă. Haide, Dumnezeu. Ies micii din el și somonul care mănâncă la Bruxelles. Bă, o să mor și tu, și eu. Poate acum dă Dumnezeu, știu și eu, cu virusul ăsta. Ăștia dau cu spirit pe Maica Domnului, Sfântul Antonie cel Mare, la Nectarie nu, că nu mai avem spirit, lasă, nu știu prea, mai încolo. Hai, spune-și măști la icoane, ca să nu vă dea Sfântul Duh. În rest, când ieșiți afară, inspirați prostie. De la toate posturile de televiziune. Luați-mă! Îmi spuneți Maica Domnului, Sfântul Elefterii? Nu, cu mască. De unde e aer? De la Bruxelles. Poate te reglează o babă din Urziceni. Dom'le, România este genială. Eu când eram mic cu mama, Dumnezeu să o odinească, era doctoriță la Urziceni și m-a dus, aveam 9 ani și m-a dus prin tren la 5 dimineața ca să lungă aerobra serviciu și în gara am văzut o chestie genială, dom'le. Numai în gara din Urziceni se poate găsi centru, epicentru universal. Era aia de la, aflând de la poliția municipiului Urziceni. La așa da, nu era nimeni. La așa nu, erau vreo 20 de țigani veseli prinși fără bilet. Fotografie. Dar la așa, da, nu era niciun exemplu. Nimic pozitiv. La așa nu. Și erau veseli. Păi erau veseli săraci, că și ea se descurcau pe tren. Eu, dacă aveți dușmanii, trimiteți părut Abuzău Nehoiu. Pe tren. E genial. E nașul. Trenul merge așa. Poți să te dai jos, faci pipi, culești și reșe. Aia. Și aia zicea, welcome to Romania. Am venit cu o doamnă din Bruxelles pentru copii orfani și când a văzut aia, în primul rând, între clasa 1 și a 2, nu e nicio diferență decât că pe una scrie 1 și 2. Evident, ușa ruptă, pe culoar apă, multe de la toaletă, că e spartă, aici Veneția. I-am zis, asta e plăcută special la noi să ne spunem pe picioare, zic, este antivirus. Așa? Și doamna s-a așezat acolo, a venit unul care avea niște dinți de metal și spărgea nuci în fața ei așa, ieșeau nucile, iar trezea cu catiușa. Lui a venit vreo cu 3 coși de nuci în cap. Săraca femeie la vreo 40 de ani, domnule, și la un moment dat a plecat trenul. Trenul a plecat așa, vuș! Și a dat un cap în gură lui ăla, de intrat nuca în gură. Și a s-a speriat, că era, zice, ce se întâmplă, chestii cu se pas. Și a zis, așa pleacă trenul în România. După care a intrat unul, a plecat trenul încet așa, păi zic, facem 48 de ore. Ce să facem? Și a intrat unul, ce domne, contorsionism, yoga, no. Era așa, întors pe jos, se târa toate formele și se dea bani. Și a zis, dă-te dracu de poarta. Și a plecat, domne, zice că zice la Olimpiadă, era perfect sănătos. Ai avut șoc. A avut șoc, până au venit doi care jucau table cu zaruri din pâine. Mai mâncau din zaruri, 6-6, a nebunit și că să bem o bere.
Păi nu avem pahar, ei, pe dracu, n-avem. Și au demontat alea de sus. Au suflat și crezi că e bune, că e cu moli uscate. Și beau bere, aia a făcut hepatita A, B, C, D, E, F, G, H. Pe loc a făcut. Și până a venit nașul. Nașul care era nașul pe bune la tot trenul. Zicea, băi, vezi că nevastă dai cu ăla, cu Viorel, ai grijă. Zice, ăla să dea jos din tren. Ăla, ce face la micu? În clasa doua, l-am văzut astăzi, mânca semințe. Știa? Și a venit la mine. Și eu cu asta, venit de la, din Belgia, am scos biletul. N-ai văzut, domnule. Cum s-a uitat la mine. Ca la ultimul puric. Și a zis, de ce, mă? Și am băgat biletul înapoi și am dat bani. Păi vezi? Asta. Îi strica sistemul de referință. V-ați înțeles? Ce rezultă de aici? Actul de supraviețuire, domne. Când sistemul era oribil, ca și acum, erau comuniști așa, acum sunt niște jivine care improvizează pe moment să iau asta, să moară mama, mai bag și asta în buzunar. Aici, din ăștia, ce sunt? Prim-ministru ăsta, iau ăsta, da? El ia, mai vine și ăla de dincolo, învață și pe ăla. Un german în România își modifică metabolismul în 24 de ore. Eu am lucrat cu un prieten coregraf evreu-american și el mi-a zis, bă, Dane, nu mai stau la hotel, stau la tine acasă, un bloc acolo, că mă fac economie, iau banii de hotel și, foarte bine, ba. Și l-am învățat să meargă la teatru, eu mergeam în tot la teatru pe altă parte și ne întâlneam la ora 11 acolo. După vreo 4 zile am mers și cu mașina acolo de transport în comun și mi-a zis, băi, Dane, tu ești cel mai cinstit om din România. Și ce, băi, glumește? Păi nu, te-am văzut când tu compostezi biletul? Păi da, păi normal. Nu, că restul se uită așa. Deci i-a văzut că eu compostez biletul. Și până a fost regal asta, am urcat în lift și mai mergea liftul. Și bă, mă luăm pe scări, let's go, pe stairs. Nu. A ieșit afară și a făcut așa. Now. Și a mers liftul. Zic, de unde ai învățat? De la o babă azi dimineață. Băi, zice, bă, în America lucrurile când se strică, se strică. La voi nici asta nu se strică, bă, ca lumea. Eu am rămas în lift la Teatrul Național cu unul cu bască, așa, un nenorocit mic, așa, și am rămas fixat, domne, între etajul 2 și 3. Și eram cu ora mică, o prăpădenie, domne, zic, domne, să vină mecanicul, alo, mecanicul. Nu mai striga, bă, că eu sunt. Mă tai aici, da. Să vină mașiniștii. Nu-i chema că m-am certat cu ei acum 2 săptămâni. Păi ce fac, bre? Spune-mă, cabinierii, să vină aici. Zic, doamna Nuții, că știi, doamna Nuții, sunt aici, în lift! I-am văzut picioarele așa cu ciorap din aia de varice, că dau, da, domnul, dar nu știi căutați acolo. Păi cum ce căuta, rămas fix? Ăla, veșnicia românească, domne. Spune să-mi dea o agrafă din păr. Și ce să fac? Spune, mă, mai întreba o agrafă. Doamna Nuții, îmi dați și mie o agrafă din păr. Aia zic, da, domnule, dar să-mi dați înapoi, că singura. Fie, ăla ia agrafa, o bag în buton și la poți să-i o dai. Cu agrafă. Să vă uitați în toată istoria războiului cum improvizau. Păi până și astăzi s-a improvizat cu o sală aici și cu un acolo. Nota 10. Acasă. Mai vreo întrebare? Imediat. Bio? Stai puțin. Dă-i microfonul. Cine și de ce oare în mileniul 3 ne descalifică pe persoane cugetative și ne strică hainele direct din fabrică? Mulțumesc. Am înțeles că ne strică hainele din fabrică și înainte, mai spunem. Deci? Am înțeles aia. Da. Cine și ce ne strică hainele din fabrică, dar înainte, mai era o remarcă. N-am auzit-o bine. Ne descalifică pe persoane cugetative. Pentru că este irațional să strici haina exact din locul unde normal trebuie să se construiască. Da, da, deci, da. Dom'le, n-am știut de detaliu, deci vin haine gata, făcute praf. Da, da. Este da. Genială, domnule, asta. Eu cred că vin și suflete făcute praf. Știu despre ce vorbești. Dacă ne vedem la o bere, îți spun. Toți aceia de care Eminescu îi numea, care au lovit în coloana vertebrală al poporului român. Eminescu, de asta e hăituit. Înțelegi ce vreau să spun?
Cioran s-a întrebat când a apărut Lichiaua de Româncică, în mii aia de ani de emigranți care au venit peste noi. Bietul părinte Iustin Pârvu, domne, mi-a zis, bă, Dănuț, ăștia năvăliturii ne-au stricat gena. Și mi-am dat seama prin țară că am rămas pâlcuri. Ai observat că ăștia sunt plini de promisiuni și nu se țin de cuvânt? Dacă dai mâna acum, domne, asta. Nici n-ai nevoie să semnezi contract. Aia sunt rarități, aia sunt români. Altfel nu dăinuiam. Jigodii am avut. Lichiele am avut. Una la Ionel Ice Brătianu, care cum zic, a fost un mare om de stat, și alta era o Partidul Liberal la vremea respectivă, care le-a zis, a dat ordin, domne, ca soldații care au murit, ăia să-i dezbrace ca să recicleze uniforma. Și ăștia au zis, lăsați-ne măcar izmele când ajungem la Dumnezeu să nu fim goi. Dacă te uiți, unii au mers pe jos familii cu copii, este Nea Bogdan, care a fost primarul Iașiului, domne. Minunea asta, domn, și a scris în memorii. Au plecat 2000 de familii cu copii, cu părinți, cu nu știu ce. La Huși au ajuns 4, restul au murit pe drum. Iar cu trenul transportau colecții de vin, de tablouri. Și atunci. Au rămas, nu știu, nici eu, era Montero Diaz, un mare hispanist, îl citează Panfil și Caru, mare hispanist, străin, domn, și zice așa, nu-i niciun miracol originea poporului român, se știe. Minunea e că există. Mă duc acum în Basarabia, sper să... Așa, eu fiind și omul rușilor, deci intrarea e liberă. Marton, marele geograf, a fost pus să deseneze granița României mari. Și în Basarabia s-au prezentat, îți dau un exemplu, știi? Apropo de întrebarea care ai pus și un răspuns stărănesc. Au venit ucrainieni, ruși, germani, evrei, să spună că e teritoriul lor. Domnule, și-a venit un țăran român și a zis, domnul președinte, nu stați de vorbă cu niciunul dintre noi. Vă rog din suflet, duceți-vă în cimitir și să vedeți ai cui sunt morții ei mai vechi. Ăla e răspunsul. Ai înțeles? Datorită unei asemenea eternități vechimi, noi trebuie să răspundem acum și aici. Altfel, și tu și eu știm cine ne strică hainele. Problema nu stă în răspunsul meu, ci în atitudinea pe care o luăm ocult. Am văzut forme de sabotaj superbe din punct de vedere creștin. Nu făceau anumite lucruri. Și în pușcărie și peste tot, nici măcar nu se exprimau. Pe da, dictatură mai mare ca acum nu există. Și cu drepturile omului făcută. S-au pudrat bine, s-au pulverizat, În America, când mă duceam, se uitau așa, ca să nu jignească că era rasism și... Băi, am avut un coregraf negru, Jason, foarte bun, tap dance. Și eu l-am chemat. Cel mai bun era din lume. Și el mi-a zis, Dan, this is technology. Step-ul, știi? Și zice că noi băteam cu tălpile. Cum? Păi, înainte spune cum s-a născut limbajul. Eram pe plantații și ei fugăreau când evadau negri cu câini, cum știi? Și săracii își comunicau prin tobă. Era un fel de morse, ca să știi cum să fugă. Și l-a zis că vă tăie mâinile. Și atunci au început. Ai înțeles? Îmi explica africanul, un om de mare calitate. La o bere zic, bă, dar cum e bă, că aici ne facă și arase? Băi, Dane, tu nu știi ce e acolo. Bă, veniți aici, mă. Eu am mai văzut doi negri moldoveni. Erau negri-negri. Și zis, mă, mucă, și facem... Dar ieșiseră negri-negri, tăciune. Vedeți ceva? Nu îngăduința românească, toleranța. Și mai ales în Moldova. De era să ieșim din istorie. E fără limit. I-am mai zis, bă, nu să mai îți dea nimeni mămăriga cu puiul la ce și ce ți-au dat moldovenii. Unde te duci tu acolo și peste câți am întâlnit cu el. Ai avut dreptate. Bă, aici nu e vorba de toleranță, e o găinărie de-a voastră. Aici este sufletul românesc. Așa suntem. E un miracol că n-am ieșit. Pe semnă datorită, era un idiot de la Bruxelles care se minuna euro-spânzura din asta. It's very interesting here cu baclava în gură că sunt 16 etnii. Așa. Zice părintele Calciu, erau ucrainieni, erau ăștia, turcii, armeni, evrei. Nici o problemă. Câte vorba lui Simeon Mehedin Soveja,
câte bordei, atâte obiceiuri. Nimeni nu vorbește, nu e de toleranță aici, de înțelepciunea asta românească. Clar, și sufletul, dom'le, larg. Uite-te, dacă te uiți, este Radu Rosetti, tatăl marelui istoric Radu Rosetti, dar Radu Rosetti a fost cel mai mare memorialist, Moldova până la 1830. Dom'le, nebunești, suzeranitate otomană, dar exact acum, protectorat rusesc, domnie fanariotă și noi în bordei. Cum a ieșit Eminescu, domne? Cum a ieșit Iorga de a zis că Botoșanu este Florența României? Lucian, Antipa, toți aia care ieșit de acolo. Uite-te la viața culturală a Iașului, că l-am vorbit data trecută, am fost aici și l-am vorbit de cei mai mari virusologi care au fost aici, la nivel mondial. De unde, domne, din Clăcașii aia? Suzeranitate otomană, protectorat rusesc, unde ne-au dat sifilis și băuturi alcoolice, și domnie fanariotă. Că acum, te îndoiești cumva, zice Bietu Eminescu, în clipa când a venit fanarul, au distrus oastea țării, exact acum, noi avem armată să apărăm sectorul 6. Au distrus legile pământului și au făcut, cum le distrug pe noi acum și ne dau o promiscuitate legislativă, sunt drepturile hoțului în România. Drepturile hoțului. Gândește-te la cazul Caracal. Dacă era un șef de stat adevărat, în 24 de ore se rezolva problema. Dar mi-au zis și oamenii din poliție, domnule, adevărați, domnul Dan, nu știți, de ani de zile s-a făcut rețea. Iar pe noi ne stopează. Deci, țăranul român s-a băgat sub pământ și își păstra, uite așa, ca noi, în catacombă. Acum numai că le-a luat sufletul. O, e plecat prin Belgia, e plecat prin Olanda, prin Spania. Acum ăștia care se întorc, le dă cu toporul în cap, că ce te-ai întors cu... Lasă-l, bă, dacă era maică ta, dacă era fiul tu. Ce faci în situația asta? Te joci de-a carantina cu ăștia? Aici se pune problema. Știți când, le mai spun la medici, când Xenon Pantocrator, mănăstire pe vremea lui Comnen al IV-lea sau al II-lea, am senzația, era pentru prima oară, Sfântul Vasile cel Mare a întors, domne, totul. El s-a băgat între leproși. Când a fost epidemia de ciumă, creștinii au zis, abia acum Dumnezeu ne-a dat șansa să fim alături de El. Bolnavul este străin, Xenon. Deci te izolează, ești de familie, de colectiv, de tot, el este străin. Și zice, nu, acum el este prietenul Hristos. Și dintr-o dată s-a schimbat totul, a început grija față de cel bolnav. Grija este al tău. Olivier Clément, un mare, cum să spun, teolog francez, spune că Dumnezeu ne-a dat un mare dar să știm că celălalt există. Eu am văzut în București, a căzut o femeie, a făcut un pusiu de tensiune pe stradă, acum câțiva ani, Dumne, s-a oprit tot, au venit, au ridicat-o, dă-i un pahar cu apă. De ce s-a făcut o chestie de legislație? Era fenomenul românesc. Să fii atent, românului se dă o stare de spirit, nu o doctrină. El va coagula fantastic. Deocamdată nu are o stare de spirit. Eu știu, hai manale care mimează o legislație străină. Zice Eminescu, nu te poți uita la România cu ochii obosit de Bizanț. El n-a acuzat Occidentul, a zis ideile putrede din Occident, pentru că el săracul s-a pregătit, Moldova toată s-a pregătit în Germania, Muntenia s-a pregătit în Franța, în Occident, la valori mari. Deci zicea ideile putrede, cum sunt acum idei putrede care intră la noi. Și ce că ce este fenomenul, sufletul românesc a îmbătrânit brusc. În seara asta, cred că pe la 22 pe, sau pe 20, se dă în reluare, am vorbit despre Eminescu, 6 TV. Și am vorbit acolo, de ce a scris principiul selecției inverse. Selecția inversă este așa, se face un mediu în care numai ticăloșii se ridică, tot ce e valoare se calcă în picioare. Vă spun eu că de acolo vin. Și Eminescu săracu observa mintea asta care până la 33 de ani, Goethe era un nimic la 33 de ani, că până la moarte civilă de la 33 de ani. A sezizat perfect lucrul ăsta. Îi suntem datori să vedem, pe România e o pradă, trebuie să... Discursul acesta al meu va fi catalogat ca naționalist, habodnic, trebuie să-l cataloghez. Dar de ce nu-l cataloghez, bă, ca un om care suferă și-l doare? Ai vreun interes, dumneata? Cum trebuie să fie aici? Îi dai cu drepturile lumea, dar mai este și dreptul acestui popor care a fost umilit. Și a cerut cineva scuze după 50 de ani de comunism, că ne-au vândut pe o hârtiuță?
Că poporul a fost cel mai antibolșevic din Europa. Că părinții și bunicii noștri au fost unii în pușcării, alții pe front morți, alții au trăit în teroare. Mă uit la mine, așa cum se dau săracii, cu spaima aia tot timpul ideologică. Și după spaima aia a venit, ne-au dat niște sperietori. Cum a ieșit, dumne, poporul acesta? Înțelegi ce vreau să spun? Pornind la chestia asta. Știm răspunsul. Problema este atitudine. Și problema este să facem fiecare individual un mărășești. Pe aici nu se trece. Deci, el va lua amploare la vremea respectivă. Știi ce mi-a zis mie Arsenie Papacioc? M-am dus la el în chilie, iar eu nu am avut niciodată chestia asta să mă duc la mari duhovnici în chilie. De jenă, de timidit, m-au împins, domn. Și tot mi-au zis niște prieteni, băi, spune-vă să facem o societate civilă. Am intrat, culmea, domnule, avea o carte de-a mea, prima mea carte, care o dedicasem părintului Atanasie de la Dumnezeu să-l odinească, sfânt, de la Petru Vodă. Și s-au uitat la mine, zic, eu brusc, zic, părinte, zic, să facem o societate civilă. Dar n-ai văzut o agvilă care se uită la un șuricel. Zic, bă, de ce vorbești limbi străine cu mine? Tu să faci ce ai făcut până acum, să pui cărămidă de creștină în sufletul poporului român și așteaptă că vine Dumnezeu cu mortarul. O leagă Dumnezeu. Și nu te aștepta la o victorie acum aici. O să intrăm în mormânt drepți. Generalul Foș zicea, il faut m'enterrer debout. Trebuie să mă îngropați în picioare. M-am îngropat unul așa, unul așa. Biserica nu are victorii acum și aici. Ea lucrează în alt timp. Dacă te uiți la marii sfinți, tăia nu că sunt aerieni, domne. Se discută în real, în viața de zi cu zi. Dar ei sunt conectați la o respirație. Da? A zis să stăm cu fața către cel care s-a crucificat ca noi să fim liberi. Nu cu fața către cei care l-au crucificat ca noi să fim robi. Și atunci cuvântul de român se va odihni în inima noastră. Asta am scris eu în cartea care o să apară, dacă o să mai apară. Suntem pe front. Și o să spun, ce să fac? Să dau înapoi pe toate chestiile? Copilașii ăștia care m-au ascultat aici și dincolo, eu sunt responsabil sufletește să nu-i mint. Sinceritate. Zicea Sfântul Nectarie din Eghina, adevărul îl familiarizează pe om cu Dumnezeu. E, asta nu vor ei. Uite-te din seara la televizor. Epidemia va lua în următoare 24 de ore, mai fac încă, se mai adună ca negre, de la 100 la 50 de nici că se transmite, încă de la 5-5 dispăreți, închideți, face. Eu nici mai știu dacă mă întorc acasă, că auzi că închid București. Bă, mai bine închideți-vă voi la Jilava. Spunea bietul părinte Ștefan Marcu Sfânt, el a îngropat la Petru Vodă. Și l-au omorât securitatea prin 88-89, a trecut acum așa după el. Și înainte să moară a zis, bă, știi care e diferența între aiut și bloc? La bloc te închizi singur. Ce oameni, mă. Gata, dați-mi drumul, mi-e foame. Mi-e sete. Să vă dau semnătură, e 20 de euro autograful și 30 de euro poza. Nu râdeți. Că la Cluj... Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc. Doamne ajută. Of. Vă mulțumesc de suflet. Vă aștept aici, da? La Cluj chiar n-a mai venit nimeni. A zis, nu avem bani, lasă-l în pace. Vă mulțumim mult. Cu siguranță a fost un cadou frumos pentru cei prezenți, pentru cei care ne-au urmărit. Avem și noi un mic cadouaș pentru dumneavoastră. Și să știți că foarte multe persoane la comentarii pe live au cuvinte de apreciere. Multe au întrebat când veți veni și în Germania, în Botoșan, în alte zone. Mulți ar vrea să știe programul dumneavoastră, următoarele spectacole. Care am înțeles. Înainte de a achiziționa cărțile și a primi autograf, să cântăm împreună cu Vinese cu adevărat. Să-i mulțumim aici Domnului pentru această frumoasă conferință despre mama. Cuvinese cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nec